Poliției Locale, nici pe departe rezolvată. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție Timpul să vorbim. Așa cum citiți pe ecran titlul emisiunii, Poliția Locală pe mâna cui? Încercăm să aflăm în această seară, nu este prima emisiune, ci probabil nici ultima, dar vă promit că vom găsi răspunsul pe mâna cui se află soarta polițiștilor locali. Pentru asta am invitat în platoul emisiunii în această seară pe liderul național de sindicat al Sindicatului Polițiștilor și Vameșilor, Sindicatul Prolex, domnul Vasile Lincu. Mulțumesc pentru prezența în platou și celorlalți invitați, celorlalți doi invitați, n-am să le mulțumesc și am să-i felicit pur și simplu pentru prezența în platou. Este vorba despre consilierul local, domnul Florian Velicu din partea PPDD, consilier local, și domnul Gheorghe Spoială, consilier local din partea Partidului Național Liberal. Deci am spus, doamnelor și domnilor, că îi felicit pentru prezența în platou, pentru că aș fi adunat aici să răspundem acestei probleme, pentru că în mod normal și legal soarta polițiștilor în acest moment, polițiștilor locali de la Giurgiu, stă în mâna consilierilor locali. Și când vă spun asta, ei bine, am invitat în platoul emisiunii, am sunat pentru această emisiune peste jumătate sau aproape pe toți consilierii locali. Cei care au răspuns invitației la această dezbatere sunt domnii din platou. Restul, ba au avut probleme, ba trac, ba nu știu ce, n-au timp. Probabil, nu știu, poate nu reprezintă un subiect atât de important sau, mai rău, poate nu stăpânesc legislația astfel încât să răspundă unor întrebări pertinente venite din partea mea, din partea liderului de sindicat aici în platou. Eu zic să ne apucăm de treabă, fiindcă mult timp nu avem și avem multe de discutat. Vreau să spun telespectatorilor că domnul Gheorghe Spoială este pentru prima dată în platoul emisiunii pe care o moderez. Domnul Florian Velicu a mai fost, cu domnul lider de sindicat Vasile Lincu v-ați mai întâlnit. Problema poliției locale. Este clar că dacă sunteți în platoul emisiunii, domnule Spoială, domnule Velicu, nu sunteți străini de problemă și mai mult ca sigur nu vă lasă rece problema acestor oameni. Și aici, depășind discuția așa, în termeni, despre lege, discutăm despre oameni, da? Este o problemă socială. Este o problemă socială. Pentru că nu știu dacă cineva din platou sau din televiziune sau de oriunde ar vrea să fie în locul oricărui polițist local sau să facă parte din familia lui. Mai ales că lucrurile trenează. Lucrurile trenează și așa nejustificat. Dacă mă întrebați pe mine, din punctul meu de vedere, municipalitatea nu a acordat atenția cuvenită acestui subiect. Domnule Vasile Lincu, după toate discuțiile, și trebuie să le amintim telespectatorilor noștri că acum două zile o acțiune de amploare a membrilor sindicatului Prolex, și aici mă refer la cât? 90% din angajații poliției locale, da? Plus încă număr mare, peste 100 de polițiști din țară au solidarizat cu polițiștii de la Giurgiu și au mărșăluit așa de-a lungul orașului și și-au strigat și ei oful. Ce feedback ați avut? Păi, în primul rând am văzut solidaritatea oamenilor de pe stradă cu polițiștii locali. Pe de altă parte, am fost și eu, la rândul meu, impresionat de solidaritatea polițiștilor locali din alte județe, atât prin prezență, dar și prin mesajele de susținere transmise prin internet. Eu cred că scopul a fost atins, în sensul că am atras atenția asupra unor probleme importante pentru polițiștii locali. Și anume,
Noi vrem să atragem atenția asupra faptului că reorganizarea trebuie să facă cu transparență. Mesajele trebuie să conțină lucruri adevărate, trebuie să se facă în deplină legalitate și să se urmărească și protecția socială. Da, înainte să comentăm, și consilierii noștri locali, domnul Spoială, domnul Velicu, n-ați văzut, nu, marșul? Nu știți de... Ba da, nu văzut, știți ce s-a întâmplat acolo. Avem și un material, așa, doar ilustrat cu ce s-a întâmplat, fără comentarii, să vedem ce s-a întâmplat pe străzile din Giurgiu și comentăm după, dacă avem materialul, regia, vă rog. Am întors în direct, doamnelor și domnilor, am urmărit împreună materialul, n-am să spun cine din platou, dar cineva a spus, probabil cine a țipat mai tare va fi pe lista restructurărilor. Da, ce părere aveți? Ce vă spun imaginile? Domnule Spoială. E firesc ca oamenii să fie nemulțumiți. Că ei practic s-au trezit în fața unui fapt de a alege între a rămâne pe din afară sau avea un loc de muncă cu salariu pentru familie. Practic, acești oameni n-au nicio vină în fapt pentru că sunt dați afară. Ei se găsesc, nu știu care e criteriul, se găsesc în baza la o situație că ei practic trebuie să fie eliminați fără vrerea lor, în condiții în care atunci când au fost angajați, au fost angajați legal. Deci la vremea respectivă când au fost angajați, s-au solicitat... Cine a spus că legal? Prefectura? Păi tot ce a fost la vremea respectivă când au fost emise toate deciziile, s-au dat deciziile de legalitate din partea juridicului primăriei
juridicului prefecturii și altor organisme. Deci în aceste condiții noi nu putem să spunem că s-au făcut niște angajări ilegale. Acum, sigur că e o situație încurcată. Dacă acești cetățeni, acești oameni vor fi dați afară, va trebui cineva din acest joc să plătească. Și plata va trebui efectuată pe ultimii 3 ani. Tot ce s-au plătit ca salarii, că s-a greșit. Deci, în condițiile astea, sigur că e o situație destul de delicată. Sunt vreo 800 de milioane lunar care s-au achitat. Și dacă mulțim cu perioada de 3 ani, o să ajungem la vreo 35 de miliarde bani care cineva trebuie să-i plătească. Deci e o situație foarte încurcată. Cine o să plătească, domnule Velicu? Da, bună întrebare, e greu de dat un răspuns. Păi, sunteți acolo în Consiliul Local. Da, problema este în felul următor. Din punctul meu de vedere, s-a greșit începând cu anul 2012. Nu vorbesc de administrația locală dinainte de 2012, mă refer strict la administrația locală din ultima perioadă, adică începând cu 2012, în urma alegerilor locale. S-au făcut reorganizări atât în 2012, cât și în 2013, cât și în 2014. Singura lege care s-a avut în vedere la aceste reorganizări a fost legea 155. Legea 155, care are anumite prevederi, în niciun caz cele care sunt prevăzute în ordonanța 63 din 2010. Întrebarea mea, care mi-o pun de ceva timp și încerc să obțin un răspuns pertinent, dacă se poate, din partea celor care au propus, și aici mă refer la executivul primăriei, care a propus Consiliului aceste reorganizări începând cu anul 2012. De ce în toată această perioadă nu s-a ținut cont de prevederile acestei ordonanțe care este în vigoare din 2010? Aici este întrebarea și nu găsesc răspunsul. Toată lumea se ferește de răspuns sau toată lumea încearcă bandajarea unui răspuns, dar în niciun caz un răspuns care să fie atât de pertinent încât să rezolve problema. Din punctul ăsta de vedere, eu consider că s-a greșit în mod flagrant, pot să spun, pentru că atunci când propui o reorganizare a unei structuri, trebuie să ai în vedere, în mod cert, toate prevederile legale care sunt în momentul respectiv în vigoare. Păi a uitat de una. Am auzit și într-o conferință de presă că cineva a spus că n-a avut cunoștință de prevederile acestei ordonanțe 63, ceea ce este extrem de grav. Știm cu toții, cei care avem cât de cât studii juridice, că necunoașterea legii nu te absolvă de răspundere. Sigur că da. Este evidentă treaba asta. Ceea ce mă duce cu gândul la alte probleme extrem de grave din Consiliu, și nu vreau să le dezbat acum, dar cred că după zâmbet v-ați dat seama la ce vreau să mă refer. O situație care trenează de o jumătate de an în Consiliul Local sau chiar mai bine și care este extrem de gravă și toată lumea care răspunde de legalitate se face că nu înțelege. Da, domnul și un punct, mergem mai departe cu discuția pe poliția locală. Da, o să, e bine că mi-ați amintit despre asta, pentru că știți cum și o hotărâre atunci când Consiliul Local, care din punctul meu de vedere se află în ilegalitate, votează o hotărâre, iată, și sindicatul poate să dea Consiliul Local în judecată, mă gândesc. Ați ridicat o minge la fileu. Probabil nu știe și o să discutăm, vă rog. Aș vrea să fac câteva precizări. Și domnul consilier a declarat că hotărârile Consiliului Local la momentul respectiv au fost legale. Și domnul primar a declarat același lucru în conferință de presă. Și prefectul l-a validat la momentul respectiv, corect, întrucât acestea au fost supuse controlul de legalității și n-a avut nimic de observat. Întrebarea este, și vă spun eu sigur, e fără răspuns, când au devenit ele nelegale? Dacă au fost legale, în condițiile în care nu s-a modificat legea în această perioadă. Legea aceeași din 2010 până în prezent. Aș răspunde și domnului consilier Velicu la întrebarea care și-a adresat-o. Cine este vinovat? Păi am fost martor
și nu doar eu, ci toți angajații poliției locale, la răspunsul cu privire la vinovăție. Și anume, domnul primar, în fața întregului colectiv al poliției locale, a declarat că n-a cunoscut legea la momentul respectiv. N-a știut de OG 63, care prevedea un număr de, subliniez, de posturi. Am văzut, am urmărit și conferința de presă și chiar minciunile sau mai degrabă neștiința, o probabil. O să dăm câteva imagini și din conferința de presă. Se pune problema, m-am gândit chiar și pe drum, dacă domnul primar știe și duce în eroare cetățeni și Consiliul Local sau chiar e de bună de credință și nu știe legea. Și care să zic, mai gravă? Ce variantă? Domnul Spoian, Eu merg de la premiza că dumnealui ar fi de bună credință și nu cunoaște legea. Și dacă ar fi de bună credință și nu cunoaște legea, atunci, prin comunicarea care ar putea să o aibă cu noi, conducerea poliției locale și cu consilierii, putem analiza și găsi soluții, pentru că aici nu se pune problema doar dacă trebuie dați afară oameni. În primul rând trebuie discutat de o oportunitate, mai ales că problema este veche. De ce să intre acum ca urgență? Repet, n-a devenit nelegală între timp. A doua problemă care se pune, trebuie să dăm afară în varianta care a propusă primarul sau putem găsi soluții astfel încât să fie cât mai puțini oameni afectați și mai ales, nu, dumneavoastră a spus și ați insistat pe partea socială. Pe partea socială? Da, dar vine și ca o replică la ceea ce a zis domnul primar. Noi nu negociem legea. Noi tot ce discutăm în cadrul legii, în aplicarea legii, că avem în vedere și protecția socială, asta e altceva. Dar nu înseamnă că prin a găsi soluții la această problemă, neglijăm aspectul legal. Domnule Vasile Lincu și domnilor consilieri, vă propunem să vizionăm un material, ne întoarcem puțin în timp, de fapt nu este primul moment, când ați interacționat în curtea poliției locale cu domnul, dar venit pentru aceste restructurări, pentru această reorganizare, așa cum a fost întrevederea, cât de cordială a fost întrevederea dumneavoastră cu, sau revederea cu domnul primar al municipiului și a fost foarte bucuros când m-a văzut și pe mine. Avem un material cu incidentul din curtea poliției locale și vă rog să-l vizionăm împreună, să ne amintim. Discutăm acum aici pentru că nu s-a dat voie în sală. Vă rog să plecați cu televiziunea asta de aici. Vă rog eu frumos, da? Degeaba să plecați cu televiziunea asta de aici. Pentru că nu se poate să încalce legea. Nu se poate ca oamenii aceștia să încalce legea și dumneavoastră să veniți moți unde să încalcă legea. Păi ce v-a făcut televiziunea? Aici este oră, este moment. Acțiune de lucru, da? Nu i-a convocat televiziunea. Nu, eu am convocat la ora 9, da? Domnul Lincu, au fost convocați administrativ la ora 9? Și nu suntem la 9? Nu aici, înăuntru. Nu stăm pe stradă să discutăm cu oamenii, da? Acțiuni de stradă le faceți dumneavoastră sindicatele. Dar nu mi se pare normal să-i forțați. Dar nu i-am forțat. Să stea. Domnilor, v-a forțat? Atunci, haideți în sala de ședință, că așa este. S-a stabilit ora 9, da? S-a stabilit ora 9 ca acțiune de discuție administrativă cu dumneavoastră? Păi ce facem aici? Păi și suntem aici. Domnilor, în sala de ședință, nu aici, pe stradă. Haideți, vă rog, în sala de ședință. Da. Am vis la ora 9, ați avut? Da. Sunteți oameni, până la urmă, care aveți o ținută militară. Da? Trebuie să o respectăm. Ne respectăm unii pe alții. Stabilim o oră. Nu facem grevă în stradă. Dar nu s-a pus problema. Păi atunci, domnul Lincu, vă rog eu frumos. Sunt lângă dumneavoastră. Știu că sunteți lângă mine. Te rog frumos, vorbești când discutăm. Dacă discutăm și facem un dialog, da? Domnul Lincu, am stabilit cu dumnealor la ora 9 o întâlnire în care să le explic ce se întâmplă? Și de ce îi țineți în stradă? Domnul Lincu, am stabilit, vin eu de la primărie. Deci vin eu de la primărie, da? Vreau să vă răspund.
e o problemă care privește în ceea ce atât drepturile profesionale, salariale, cât și locul de muncă. Corect? Da. Asta înseamnă că privește și reprezentanții sindicatului. Bun. Bun. Noi ce am stabilit până să veniți dumneavoastră? Anumite întrebări la care vrem să primim răspuns. Ok. Dar de ce nu mergem înăuntru? De ce stăm în stradă când eu vin la ora 9 să-i chem pe toți și să discutăm? Până la urmă, ce reprezentați dumneavoastră? Ordinea și disciplina, da? Ce ordine și disciplină, domnule, dacă l-ai pe cineva care te reprezintă? Da, l-ai chemat de la București să te reprezinte. Lasă-l să te reprezinte, că vorbim degeaba, dacă vor. Chiar dacă ți-a dat drumul, ce spun? Ai încălcat legea. Cu ce am încălcat legea? Pe un domeniu, nu pe domeniu public, ai fost pe un domeniu al poliției locale care au statut. Trebuia să fii dincolo. Camera era deci, dincolo dacă, de nu, barieră. Nu, tu erai dincoace cu aparatul. Deci, trebuia să drept, captezi da, sunetul, nu, trebuia să captezi primar. De acolo cu la distanță. N-aveai dreptul să intri. Eu asta ți-am spus, că te rog frumos să ieși afară. Dacă vei da altceva, îți fac lângă. Asta să știi. Bine. Pentru că ai intrat pe un domeniu. Asta să știi. Da. Am trecut peste un incident care n-am crezut că la o structură pe care noi o considerăm să apere ordinea și liniștea în oraș se putea întâmpla la poliția locală, îndemnați de așa numiții lideri de sindicat care calcă în picioare orice regulă de funcționare. Pentru că eu la ora 9 fără un minut am fost în curtea poliției locale, dânsii erau în curte și discutau cu cei de la Prolex, cu liderul de sindicat de la Prolex, i-am rugat să poftească în sala de ședințe ca să le transmit ceva, am stat 5 minute și erau încă în stradă. Amintiri, doamnelor și domnilor, din nou morți în platou, păi nu ne lăsăm, că trebuie să vedem cum stă treaba. Ia spuneți, domnule Vasile Lincu, ce nu ați comentat se știe. Ceva. Da, da. Ce nu se știe și vreau să precizez. Știam de această ședință. În aceste momente dificile este firesc ca eu să fiu alături de colegii noștri și mi-am anunțat în scris prezența la ședința cu domnul primar. Ați auzit, domnule Spoială? Deci, numai că domnul primar, prin intermediul directorului executiv al Poliției Locale, mi-a transmis că n-a cecutat în Giurgiu, cu atât mai puțin la ședință. Și ați venit în Giurgiu. Am venit în Giurgiu, n-am intrat în sală pentru că nu mi s-a permis și am avut o ședință cu oamenii în stradă. Dumnealui, ce ați văzut dumneavoastră acum, este rezultatul unei frustrări. Prin faptul că dumnealui era convins că poliția locală e poliția primarului, a trecut printre oameni... Ei, nu știți, nu fiți... E părerea mea, percepția mea. O fi percepția mea, nu știm. Trebuie să demonstrați. Așa cum s-a comportat, mi-a creat această percepție. A trecut printre oameni, a fost în sală, numai că surpriză, oamenii nu l-au urmat, nu l-au știut de frică și au stat cu mine până am lămurit ceea ce noi vreau să întrebăm și la care aveam pretenția să răspundem. Lucrul ăsta l-am făcut, după cum ați văzut, chiar dumnealui ne-a invitat în sală tocmai pentru a salva penibilul care s-a pus prin interzicerea noastră de a fi alături de oameni. Așa se explică răutatea și supărarea asta care a fost... Nu, era puțin nervos, dar a garantat în conferința de presă că nu o să-și mai piardă cumpătul niciodată, să nu dea satisfacție dușmanilor. Domnilor, vă cer pe misiunea să cerem să citim mesaje, pentru că avem foarte multe și vin în continuare și avem aici o cutumă a emisiunii, mesajele pe primul loc, telespectatorii pe primul loc. Exemplară organizarea sindicatului. Nu am mai văzut de mult o asemenea demonstrație. Cel puțin nu la Giurgiu. Apărați-vă drepturile. Felicitări, suntem cu voi. Un giurgiuvean. În continuu, de la bilanțul poliției locale, primarul își bate joc de vieții oameni. Oare or fi refuzat băieții ăștia să-i facă vreun serviciu gen Nechita Iași? Nu cred.
Aveți perfectă dreptate. A doua zi de dimineață a avut grijă cineva din conducere să se intereseze cine a fost la meeting. Păi cred că au fost cei care nu erau de serviciu, nu? Nu puteți să-i atacați pe toți. Chiar nu. N-aveți cum. Bună seara! Sunt soția unui polițist local și aș dori să îl întreb pe domnul primar unde sunt locurile de muncă promise. Sunt atâția copii care vor rămâne fără bani de pâine. Vom lua copiii și vom duce în fața primăriei să le explice domnul primar de ce părinții lor nu mai au bani să-i trimită la școală. Nu știu dacă îl sensibilizează, nu știu dacă aveți ocazia să vă întâlniți. Polițiștii locali și-au spus amarul într-un protest sindical, iar primarul i-a persiflat, așa cum ne persiflează pe toți de 3 ani încoace. Rușine, domn primar. Domnilor polițiști, fiți solidari și nu dați înapoi. Puterea stă în unire, respect. Domnule consilier Velicu, pot să vă spun eu ce a afirmat domnul primar în cercurile lui? Ciobanu și cu Roșu și-au pus semnătura pentru angajări. Ciobanu și Roșu. Ciobanu știu cine e, Roșu nu știu cine e. Roșu e secretarul, probabil. Da, nu știu. Nu știu. Este un mesaj. Nu mă miră ce spune domnul. De ce dă afară funcționari publici care poate să aplice legea și păstrează foarte mulți agenți de securitate? Dacă sunt greșeli gramaticale, nu mi le asum, citesc textual. Cu tot respectul pentru dumneavoastră, dar cei angajați mai târziu sunt prieteni cu primarul și Ciobanu, niște ciripitori în fața colegilor. Îi vorbește pe ei și invers. Domnul primar minte cu nerușinare, a trecut pe lângă angajații poliției locale, fără să salute sau să se uite spre ei, ca și cum îi era scârbă de ei. Pe mine mă știa din vedere și tot s-a suferat. Da. Da. Trist să auzim astfel de mesaje. O parte a mesajelor. În același timp, destul de grave acuzațiile. Din punctul meu de vedere, oamenii care primesc astfel de acuzații ar trebui să se gândească serios dacă cumva au comis vreo ilegalitate, fie dacă au tăria să-și o asume, să-și o și recunoască, dacă nu, să înțeleagă odată pentru totdeauna că nu pot merge la nesfârșit cu aceste ilegalități. Din punctul meu de vedere, ce a făcut domnul primar la poliția locală, în curte, acolo, nu mă refer neapărat la ce s-a întâmplat între dumneavoastră și domnul primar, ci la modul cum s-a exprimat, rămân fără cuvinte. Vorbesc la modul cel mai serios. Și am rămas, dar mi-au revenit repede. Am mai avut ocazia să-l văd în ipostaze cât de cât similare, dar din punctul meu de vedere a exagerat. Domnule Spoială, ce părere aveți de incidentul din curtea poliției locale? Deci, mi s-a părut nițel că am deplasat nițeluș modul de adresare și în același timp eu totuși ar vrea să revin la începutul discuției dumneavoastră. Vă rog. În care și domnul Lincu a arătat un lucru, că legislația și legalitatea trebuie respectată. Primează și în discuția noastră. Corect. Da. Deci, sigur. Practic, în momentul de față, noi asistăm la faza în care un număr de circa 29 de persoane trebuie date afară. Persoanele n-au fost numai 29. În decursul celor 3 ani au fost și 40 și 50 de persoane, care se spune că au fost într-o gravă ilegalitate. Deci, în condițiile în care cele 29 de persoane vor fi date afară de acolo, și cum spunea și domnul Nicu, trebuie respectată legea. Deci, în situația în care să vor veni informații, că domnul primar, am înțeles că a solicitat niște lămuriri de la organele, de la niște instituții ale statului român și care n-au venit în totalitate acele lămuriri. Deci în momentul în care vor veni toate acele lămuriri și dacă se va spune că 29 de persoane trebuie date afară, cum spunea și domnul Lincu, sigur, în acele condiții
o situație gravă. O situație gravă și pentru persoanele de acolo, cât și persoanele care au dispus și stabilit angajarea acestora. Deci vorba de 30, 35, 40 de persoane care au evoluat în acei 3 ani. Bane s-au poltimit 3 ani. Deci suma aceea care v-am spus-o de la început, de 35 de miliarde, e o sumă de 2 lei, sunt circa 800-900 de milioane lunar care s-au plătit, dacă e să mergem pe această ipoteză, s-au plătit ilegal. Acum, în raport de aceste răspunsuri, eu cred că ne vom lămuri corect și legal, fără niciun fel de probleme, dacă aceste persoane trebuie date afară sau dacă trebuie menținut. Părerea mea este că cred că se fac niște confuzii în interpretarea legii cu personalul propriu, cu personalul militarizat, personalul civil, cu toate celelalte. Chestiunea este că nu trebuia lansat acest subiect pe piața giurgiuveană în condițiile în care nu se știa cu certitudine. Cu certitudine, fără discuție. Nu se știa cu certitudine că trebuie dat un număr aveți de persoane. Perfectă dreptate. Totodată eu vă întreb, certitudine, necertitudine, vi se pare legitimă apărarea polițiștilor locali, poziția sindicatului? E corectă. Este corectă. Deci, este în afara legii. Deci, din punctul de vedere al poziției liderului și a celorlalți care au participat la asta, e corect, e să-și apere interesul. Să-și apere interesul. Indiferent. Dar, acum, sigur, modul de interpretare a primarului și a celorlalți. Păi, lăsați că o să vedeți interpretarea primarului. Mi se pare că a târât problema acestor oameni și a nuanțat-o în cel mai mizerabil mod. Și mi-asum ceea ce spun. Când problema, când dai acestei probleme conotație, o conotație politică, o aberație, dacă mă întrebați pe mine, și o să observați în declarațiile domniei sale din conferința de presă. Pe de altă parte, eu vă întreb, domnule Spoială, domnule Velicu, ați fost în sala de consiliu atunci când Vasile Lincu a venit și cu hârtia, pentru că a cerut permisiunea cu câteva zile înainte să participe la ședința Consiliului Local, deși este publică ședința, da? Și a fost dat afară din sala de consiliu de către primarul municipiului. Pot să răspund eu. Din punctul meu de vedere, ce a făcut domnul primar atunci a fost un abuz. Domnul primar are statutul de invitat. Am văzut că dumneavoastră ați vrut acolo să aveți o reacție. Eu am discutat, am și nu ridicat v-a lăsat o problemă. Șeful de ședință, în fine, Ionel domnul Dino da a pus în fine. A trecem pus o glumă, iar eu am refuzat să mai spun ceva. Am vorbit fără microfon, când am vrut să iau cuvântul, nu mi s-a dat și m-am supărat și ce n-am mai. Ce părere aveți? Din punctul meu de vedere, domnul primar nu trebuia să facă așa ceva, nu are această abilitate legală să facă așa ceva. Dânsul ar trebui să mai citească o dată regulamentul de funcționare al Consiliului Local, să vadă care este statutul dânsului în ședințele de Consiliu și după aia să vadă dacă are dreptul să primească sau nu pe cineva în sală. Și acum vă invit să urmărim o bucățică din conferința de presă pe care a susținut-o domnia sa ieri față de problema polițiștilor locali. Până la această dată nu ne-a parvenit de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici avizul pentru modificarea organigramei și acest aviz este nu numai necesar, dar și impus de legislație ca element în validarea de către prefectură a hotărârii de Consiliu, am considerat că trebuie ridicat, scos de pe ordinea de zi. Am să vă spun că el nu va intra în extraordinară, pentru că sunt ferm convins că vor fi discuții și vor găsi consilierii care nu vor să-și asume acea răspundere de a vota într-un fel sau altul, vor găsi motive ca să nu participe la ședințele extraordinare. Drept urmare, vom aștepta avizul, vom vedea ce se întâmplă și vom propune la ședința ordinară din sfârșitul lunii iulie.
S-a încercat zilele trecute și de, eu știu, de două săptămâni de când avem acest raport de modificare, s-a încercat impunerea prin voința străzii a unui stări de fapt care nu este legală. Deci locala este a Consiliului Local, ea nu se subordonează primarului. A început campania electorală și începe lumea să agite și eu nu cred în coincidențe. Ca să nu mai auziți după alte surse. Voi candida la următorul mandat. Voi candida, eu voi candida la municipiu. Și apare în 2015 TV Giurgiu, care are același patron ca și Giurgiuveanu. Vezi, doamne, lezat, că a fost bruscat, că a fost nu știu ce, și cine scrie în secunda 2? Realitate. Ceea ce s-a întâmplat cu acel jurnalist de la Giurgiu TV a făcut că nu i-a făcut niciodată bine angajatului pe care încerca să-l protejeze prin prezența ei acolo. Acea persoană care se afla în pază la postul de la poliția locală și-a încălcat consemnul, că ei sunt unitate militarizată, și-a încălcat consemnul, a permis intrarea într-o instituție militarizată a unei persoane care nu avea ce căuta, pentru că amândoi cameramanii se aflau dincolo de barieră și era normal, iar acel jurnalist se afla în interiorul unității. Iar când i-am spus la întoarcere că este în culpă și se afla pe un loc, așa a zis, dar eu trebuia să iau sonorul de undeva, trebuia să intru. Și am zis, păi dacă iei sonorul să rin gardul într-o proprietate privată, nicio problemă. Asta înseamnă că sunteți foarte buni profesioniști acolo. Și asta a fost tot. Tantam și tot. Văzut o parte din conferința de presă de ieri, era ca o bârfă mică așa în sufrageria domnului primar. Nu mi s-a părut o discuție serioasă în clădirea primăriei. A fost conferința de presă a persoanei Nicolae Barbu, a primarului. Ați spus, tot reclamați că a început campania electorală. Păi domnule primar, dumneavoastră v-ați lansat, nu v-ați lansat, că aia n-a fost lansare, v-ați anunțat candidatura de la sediul PSD. Ați văzut ce a spus domnul Bădălău? Stați, domnule, că nu e așa. Ne mai ADN-au, ne mai până atunci, da. Se face un sondaj. S-a anunțat, domnul Răzvan Cuc, purtătorul de cuvânt, a anunțat că o să se demareze un sondaj și dacă ieșiți primul, atunci veți fi candidat. Serios, n-a început nimeni. Persoana la care faceți aluzie, patronul trustului, este o doamnă, femeie de afaceri și acum vorbind serios, mie mi-ar fi rușine. Da. Vorbea acolo ceva despre, se prevalează foarte tare de acest aviz ANFP de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Vă rog. Agenția Națională a Funcționarilor Publici gestionează doar funcțiile publice. Poliția locală are funcții publice generale, funcții publice specifice de polițiști locali și funcții de contractuale, persoane angajate în contract individual de muncă. Acest aviz este obligatoriu pentru adoptarea unui hotărâri care vizează o modificare a organigramei funcției publice, dar acest aviz nu presupune că consilierii să adopte propunerea primarului. Asta înseamnă că membrii Consiliului Local pot adopta organigrama astfel cum rezultă din votul majorității, adică inclusiv cu amendamente, urmând ca ulterior să solicite sau să informeze mai degrabă Agenția Națională a Funcționării Publici. Aș mai face o precizare. Da, și eu vreau să fac o precizare, iertați-mă că vă întrerup. Domnule primar, poliția locală nu e, domne, militarizată. Nu e militarizată. Ce ziceți de asta? Eu cred că trebuia să știți. Și nici curtea poliției locale nu este privată.
Nici nu, curtea poliției nu este privată. Fiind vezi, o instituție doamne, publică, orice cetățean se poate adresa poliției nu. Locale. Deci poate să intre în instituția publică. Domnul consilier aici de față a făcut o remarcă la care sunt obligat să dau un răspuns. 29 de persoane trebuie date afară. Nu. Nu trebuie să fie date afară 29 de persoane. Este posibil să reducă 29 de posturi. Este posibil. Dacă e să ne încadrăm în litera legii, care lege era din 2010. Dar nu înseamnă că trebuie date afară. Noi am propus soluții, încă sunt valabile, de aceea încă mențin invitația, rugămintea către domnul primar, să avem o discuție aplicată pe lege și să urmărim interesul cetățenilor, interesul administrației publice locale și al oamenilor, astfel încât să avem cât mai mulți polițiști locali în stradă, să fie cât mai puțini oameni afectați, poate, dacă se poate, să nu fie niciun om dat afară. Noi am venit cu soluții în acest sens. Ceea ce nu s-a spus sau nu s-a insistat este că oamenii au nevoie de siguranță. Cetățenii. Siguranța este una din nevoile de bază a oamenilor. Iar această siguranță este asigurată prin oamenii din stradă. Această reorganizare afectează în primul rând pe cei din stradă. Dumneavoastră ați făcut un calcul cu privire la sumele care posibil ar trebui justificate. La asta ar mai trebui să mai adăugați ceva. Faptul că toți de la ordine publică și rutier au fost școlarizați de curând pe cheltuială la administrații publice locale, iar o bună parte din aceștia vor fi dați afară. Asta ar trebui... Și sumele sunt consistente, din câte am înțeles. Aproape 89 de lei, 8.900 de persoane. Deci 89 de milioane de lei vechi. Da. De asemenea, noi am propus și de aceea am rugămintea să ne întâlnim la un moment dat și să analizăm și varianta pe care noi am propus. Și anume, dacă tot trebuie să facem această reorganizare pentru a reveni la încadrarea în posturi și nu de funcții publice, domnul dumneavoastră ați dat fragment din conferința de presă. În conferința de presă domnul primar a amestecat funcțiile publice cu cele contractuale și cu cele de polițiști locali. Sunt lucruri diferite și nu trebuie amestecate. Noi am propus ca funcțiile suport, dacă trebuie totuși să reducem numărul de posturi la poliția locală, funcțiile suport, instalator, electrician, IT-ist, șoferi, arhivar și sunt mai multe, acestea pot să fie preluate de primărie. Și atunci este foarte posibil, dacă nu salvăm toate funcțiile publice care ar trebui să fie păstrate pentru cei din stradă, măcar salvăm un procent, ca să mai vorbesc că orice post salvat înseamnă un om care rămâne în serviciu. Și o familie care beneficiază de asemenea, de un venit. De asemenea, spuneam de transparență. Păi, eu sunt convins că numai transparență nu e. Eu sunt convins că este mai degrabă o ambiție personală domnul primar și argumentez. Dincolo de faptul că nu a fost deloc consultată conducerea poliției locale, s-a reorganizat poliția locală, dar nu sunt consultați polițiștii locali, conducerea poliției locale. De asemenea, comisia de concurs, e o chestie, cred că o să fie pe toate televiziunile treaba asta, numai aici se propune, comisia de concurs se dorește a fi formată din persoane care n-au legătură cu poliția locală. E ca și cum vine un om care n-are legătură cu legislația, nu știe răspunsul la întrebarea care mi-o adresează, dar persoana respectivă mă evaluează. De asemenea, spuneam că este o problemă personală. Vă rog să verificați, aveți acest drept. Domnul, din informațiile care le am, și sunt sigur de astea, domnul primar a solicitat un aviz de la Agenția Națională a Funcțiilor Publice pe o anumită organigramă. După întâlnirea la care ați făcut referire într-un material de aici, a revenit cu o nouă solicitare și ce modificare aduce o nouă solicitare de aviz? Modifică organigrama în ceea ce privește postul sau funcția ocupată de liderul nostru. Și a și declarat
mai multe persoane au transmis asta, că vrea să-l dea afară pe liderul de sindicat, deși are protecție legală. Domnule, nu vreau să risc. E, numărul, e o discuție legată de numărul total. El a făcut referire la 29 de persoane care ar fi angajate peste numărul legal de persoane care ar trebui să iasă în poliția locală. Bun, asta justifică, deci, repet, a cerut un aviz pentru un anumit număr de posturi, a cerut, apoi a revenit solicitând tot pentru același număr, dar altă formă a organigramei, dar de data aceasta era afectată și funcția de natură cele ocupate de liderul nostru. Uitați-vă că restul din acte treaba asta. E, liderul de sindicat are protecția legii, sunt convins că l-ar fi dat afară chiar și în condițiile astea, mai ales prin comisia pe care și-a ales-o și, sau a declarat în ședință, ne-a declarat treaba aceasta și pentru protecția liderul nostru, noi l-am angajat începând de marți. Da. Eu sunt convins, repet, că nu trebuie date afară persoane, chiar dacă s-ar ajunge să reducă număr de posturi, și repet, număr de posturi și nu că trebuie dați afară oameni, deși n-am primit răspuns și nu cred că poate să-mi dea cineva răspuns, de ce este nevoie în momentul ăsta de o reorganizare. De ce, dacă vorbim, dumneavoastră a susținut că hotărârea a fost legală. N-a declarat-o nimeni nelegală. Nu s-a modificat legea. N-a devenit nelegală printr-o modificare normativă. Dumnealui a spus, și e important să discutăm și aspectul ăsta, dom'le, sindicatul s-a luptat pentru norma de hrană a polițiștilor locali, a făcut lobby și a obținut asta. Da, e adevărat. E adevărat că am obținut. Dar ce am obținut? Și asta ne imputa. Mai puțin pentru cei 29 de persoane care nici în momentul de față n-au dreptul la hrană și... Nu e așa. Ba nu, nu, legea inițială... Nu, ascultați-mă, că eu... Așa am aprobat în Consiliu. Ascultați-mă, nu aveți cum să aprobați altfel decât prevede legea și, din fericire, așa cum ați aprobat acum, este legal. Și vă spun cum e. Varianta inițială a legii prevedea norma de hrană doar pentru polițiștii locali. Polițiștii locali reprezintă un segment din numărul angajați, din categoriile de angajați ai poliției locale. Mai sunt și personal contractual și funcționar public cu funcții publice generale. În urma meeting-urilor care l-am avut în București, în urma discuțiilor pe care l-am avut la Comisia de Dialog Social și cu alți reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, cu argumentele juridice, legale și cu inclusiv cu precedente CEDO, am convins și am obținut norma de hrană pentru întreg personalul. Asta nu înseamnă că întreg personalul poliției locale a devenit funcționar public sau polițiști local, cum a declarat domnul primar. De aceea eu sunt convins că dumnealui este în eroare sub aspectul legalității, pentru că nu cred că o spune în toate declarațiile cu atâta convingere, cu rea credință. Așa cum ne-a spus nouă, ne-a recunoscut. Când dumneavoastră aveați întrebarea, vă puneați întrebarea, cine a greșit? Dumnealui mi-a recunoscut că a greșit, că n-a știut legea la momentul respectiv. E posibil că nici acum să nu cunoască legea. Plecând de la premisa că e de bună credință și vrea să facă totul legal și nu neapărat să dea oameni afară, mai ales, și mă bucur că am auzit asta, are nevoie de poliție locale, cât mai mulți în stradă. Noi venim cu soluții de a-i păstra. Doar să fie disponibil să ne asculte, să întâlnească cu noi și cu dumneavoastră. Și cu directorul poliției locale. Aș vrea să fac și o paranteză vis-a-vis de mai multe persoane, mai mulți polițiști locali în stradă. Prima organigramă, mi-aduc aminte că acum, parcă ieri s-a întâmplat, în 2012, când s-a venit cu prima reorganizare a poliției locale, exact ăsta a fost argumentul. Avem nevoie de mai mulți polițiști în stradă. Și pentru motivul acesta s-a făcut prima reorganizare. Da. A doua reorganizare, ultimii tot ceva de genul ăsta. Ultimii veniți nu sunt primii plecați? Nu. În mod normal? Întreb, nu știu. Nu e o lege, nu e nici corect. Sau un principiu? Nu e nici o lege, nici corect. Ar trebui altceva făcut. Și un regulament de reorganizare, dacă e să ajung acolo. Pentru că sunt oameni. Deci trebuie, noi zicem că putem găsi soluții să nu pierdă nimeni. Dar dacă totuși veți adopta hotărârea, măcar să o adoptați cu modificări, astfel încât să vedem să avem mai mulți polițiști locali și să salvăm mai mulți oameni, locurile la mai mulți oameni. Nu este o regulă asta, dar gândiți-vă în felul următor, sunt oameni, am fost de vorbă, am fost între ei, 59 de ani.
cine mai angajează. E foarte greu să-și găsească loc de muncă cineva care a fost la jandari, în poliția națională sau în poliția locală. Foarte greu. După ce ai fost om al legii, poate ai aplicat și amenzi, să-ți mai găsești loc de muncă în comunitatea respectivă. De asemenea, spuneam că sunt soluții să salvăm locurile de muncă, inclusiv a celor care sunt din funcțiile suport. Pot fi preluate de primărie. Da, domnule, de ce asemenea, nu se așează cu liderul de sindicat la discuții, la negocieri? Sunt persoane care sunt singure întreținute, unice întreținute de familie. Și până la problema, doar eu am serviciu. Asta e. Cine haideți, în acest context, exact ce a spus, sunt persoane și eu m-am întrebat retoric pe cine doare. Când acum citez din domnul Nicolae Barbu, care atunci când polițiștii mărșăluiau domnia sa, posta pe Facebook: reorganizarea se va realiza prin testarea tuturor polițiștilor locali. Deci, să vă fie clar, va avea loc un concurs pentru titularizarea pe post. Din comisia de examinare vor face parte reprezentanții ai ANFP, ai Direcției de Finanțe, ai Prefecturii și de la Primărie. Nimeni de la Poliția Locală nu va face parte din comisie. Și atunci, de ce ne este frică? Sau azi au ieșit în stradă cei cărora le e frică de concurs? Mâine voi explica în Consiliul Local care au fost considerentele legale. Și încă un aspect. Liderul de sindicat, Mocanu Adrian, i-a atras pe polițiștii locali în această mascaradă de meeting cu autocare venite de la București și Vâlcea și el s-a autosuspendat de la Poliția Locală și este retribuit de sindicat. Alții vor da examen, el este și lider de sindicat plătit. Sunteți da, cam curicios, domnul primar, păcate așa zanie. Nu, da. Nu este așa. Da, pe mine m-am Eu am vorbit cu oameni. Eu, pe Facebook. Și am stabilit, înainte de a încheia contractul, următorul lucru. Ceea ce am făcut acum, am făcut și cu cei din Poliția Națională și din Autoritatea Națională a Vămilor. Și anume, liderul de sindicat oricum era protejat prin lege. Deci nu se punea problema sub aspectul legalității că el ar fi... Da. Dar noi am zis în felul următor, fiind un moment important și dorind să fim prezenți, noi suntem sindicat reprezentativ cu hotărâre în acest sens. Avem dreptul să avem observator la examenele care se vor da. Și atunci am zis în felul următor, liderul nostru îl angajăm în această perioadă, el are tot timpul la dispoziție să fie prezent în toate etapele reorganizării. Ăsta este motivul pentru care a fost angajat. Da, o să și oamenii știu chestia asta și au fost de acord. Spuneați mai devreme de procedura de lucru. Numai puțin, o să luăm un telefon cu o doamnă polițist de la Slatina, rog. Sunt curioasă cum e și prin alte părți și până stabilim legătura, vă rog, domnule Velicu. Spunea domnul Lincu mai devreme de proceduri de lucru vis-a-vis de această reorganizare. Bănuiesc că dumneavoastră aveți niște proceduri de lucru care le-ați mai aplicat și în alte părți. Cu alte administrații locale. Inclusiv cu Ministerul de Intern. Bun. E, ăsta ar putea fi un început pentru un dialog, în contextul în care se și vrea acest dialog, pentru că la ce am văzut eu în ultimele materiale filmate care le-a dat doamna Drăgulin aici. Și realizat. Deja încep să-mi pun problema dacă se mai poate comunica. Lucrurile sunt de foarte... De ce să nu se poată? Păi, din punctul meu de vedere, niște persoane normale la cap ar trebui să găsească canale de comunicare pentru rezolvarea unor probleme stringente care duc într-o fundătură. Pentru că în momentul ăsta cam așa s-a întâmplat. Da? Drumul pe care s-a intrat este drum închis. Trebuie găsite alte canale de comunicare pentru rezolvarea acestei situații. Avem Eu aș fi mai telefonul. Optimist. Nu a zis închis. Până acum. Dar am nu, zis nu este pe care s-a intrat da, acum. Dar dumneavoastră aveți puterea să îl deschizi. Dumneavoastră sunteți cei care hotărâți. Eu sunt ferm convins. Eu vroiam să-i atrag atenția doamnei Drăgulin că mai devreme materialul de la conferința de presă, da, am avut și eu curiozitatea să-l văd. Am fost acuzați și noi consilierii locali. E, acolo mă deranjează. Pentru că răspunderea pentru votul pe care eu îl dau sau domnul coleg sau domnii colegi consilieri sau doamnele găsiți colege... Găsiți motive să nu stimată doamnă, răspunderea este personală, atențiune. Deci vreau să atrag atenția tuturor celor care visează că ei pot ghidona consilierii și pot face ce vor ei, da? Răspunderea este personală. Dacă eu consider că legal nu este să fac o
astfel de un astfel de demers, nu-l fac. Dumneavoastră, să-ți puterea legislativă. Parlamentarii votează o lege. Poate să fie neconstituțională. O declară neconstituțională. Și care e problema? Dumneavoastră, dați o hotărâre, prefectul poate să constate că e nelegală, instanța poate să constate nelegală. Nu am o problemă în ce constată prefectul aici, că aici de e regulă problema. Constată prefectul aici ce nu problema. Există, aici iar ce există nu constată. Și o să vă spun la finalul emisiunii de ce spun așa. Da. Da, e clar, emisiunea va fi lungă, dar hai să ascultăm pe doamna de la telefon. Bună seara! Bună seara, doamna! Vă rog să vă prezentați pentru telespectatorii giurgiuveni. Numele meu este Mariana Pârva și sunt polițist local în cadrul poliției locale Slatina și sunt liderul de la grupul Prolex de la Slatina. Cum e, doamnă, la Slatina? Cum să fie, doamne, avem aceeași situație ca și la Giurgiu. Deci situația este similară cu cea de la dumneavoastră. La noi, în luna ianuarie, am vrut să ne cerem drepturile legale, respectiv acordarea normei de hrană, iar conducerea primăriei, respectiv primarul care și-a dat demisia între timp ieri, pentru că a fost și arestat la domiciliu, este implicat în niște dosare. Deci vom lăsa justiția să-și spună cuvântul. Ideea este că domnul primar, la data respectivă, a considerat că nu era normal să primim această normă de hrană, că era normal să lucrăm pe 700 de lei. Și pentru faptul că am îndrăznit să ne cerem drepturi, le-a trecut la represalii. Și în luna februarie a conceput un plan prin care reorganiza primăria, dar de fapt se dorea reorganizarea poliției locale și, mai precis, diminuarea numărului polițiștilor locali din stradă. Oricum, noi funcționăm cu un număr redus de polițiști locali, deci nici măcar cu ce prevede legea cu 1 la 1000 de locuitori. Deci noi în stradă, noi cu totul suntem 65 de polițiști locali, iar ca și număr de locuitori, Slatina are în jur de 76-77 de mii de locuitori. Vă dați seama că suntem cu cel puțin 10 polițiști locali sub schemă. Datorită faptului că, v-am spus, a vrut să reorganizeze primăria, se vroia de fapt să reorganizeze poliția locală și se vroia diminuarea așa a polițiștilor locali din stradă, respectiv la 12 polițiști locali la rutieră, într-un municipiu de județ, și 24 la OLP, din cei 37 existenți. Deci, undeva în jur de 15 polițiști locali se dorea a se concedia. Și mai vreau să suplimenteze, de fapt, postul la dispecerat monitorizare, un serviciu care, un birou, de fapt, care se dorea transferat de la primărie către poliția locală, cu un număr de 3 oameni care urmau a se face polițiști locali, deci ei erau funcționari publici și urmau să-i numească polițiști locali. S-a introdus pe ordinea de zi odată, l-am chemat pe domnul președinte, a venit la Slatina, ne-a acordat tot sprijinul, a dorit să intre în consiliu, să ia cuvântul în consiliul local. Și s-a comunicat că, de fapt, s-a scos după ordinea de zi acea hotărâre de Consiliu. Domnul președinte, totuși, a dorit să le expună domnilor consilieri locali despre ce este vorba, cu cine confruntăm și faptul că cetățenii vor fi cei care vor suferi de pe urma acestei restructurări a poliției locale. Domnii consilieri, după cum bine știți, în funcție de partidul care, pe care îl reprezintă, votează așa cum votează, cum probabil se votează și la Giurgiu. Și ideea este că de 3 ori a fost introdusă pe ordinea de zi acea hotărâre de Consiliu. S-a votat doamna primăriță care ținea locul de primar, care era numită de fapt primar de către prefect, a votat și dumneavoastră, deși nu avea voie să voteze. Păi stați că avem și noi aici mai mulți consilieri. Avem... Doamnă, nu deschideți cutia Pandorei. Nu, că o deschidem da, noi. Problema este că a obținut majoritatea cu votul acesteia, am sesizat și instituția, prefectul a constatat și a sesizat că era incompatibil să fii și primar și consilier și hotărârea a picat
tocmai pe acest lucru. Deci, până atunci, luni de zile a votat ca și consilier. Pentru că a fost problema reorganizării poliției locale și când ne-am implicat, abia atunci s-a intrat în legalitate sub aspectul participării la vot a primarului. Da, sigur că da. Și deci acea hotărâre de consiliu, după ce cu cântec a fost votat, deși noi am fost toți polițiștii locali în sală, s-a votat la modul 9 voturi pentru, împotriva proiectului și 7 pentru proiectul de reorganizare, ca la finalul ședinței să ne trezim că de fapt doamna primar a spus că au fost 10 voturi pentru proiect, că a votat și dumneavoastră. Noi ne-am implicat, ne-am dus la domnul prefect, i-am spus care este situația, să ia procesul verbal al ședinței. Domnul prefect a cerut toate lămurile necesare. Asta înseamnă că am un prefect acolo. M-a ascultat? Da, vă ascultăm. Da. A cerut lămurile, domnul prefect a cerut lămurile necesare, a cerut procesul verbal al ședinței și a trimis hotărârea de consiliu spre anulare. A fost anulată și la 2 sau 3 săptămâni a fost reintrodusă pe ordinea de zi cu alt număr de înregistrare. Același proiect de hotărâre, numai că i-au schimbat inițiatorul proiectului. Acum era altcineva inițiator al proiectului și numărul proiectului. În rest, același proiect, pe același aviz luat, primit de la NFP. De data aceasta s-a votat, a venit din nou de la Prolex un consilier, televiziunea, dar din păcate s-a votat din nou această hotărâre și acum așteptăm... Da, n-a spus ceva important. S-a votat cu amendamente și amendamentele au dus la salvarea a câtorva posturi, nu? Da, da, 7-8 posturi, cel puțin 7-8 posturi, da, sigur din că da. S-a votat, deci... Sunt în situația de a-și căuta loc de muncă sau a fi preluați de alte structuri din primărie? Având în vedere că au fost salvate vreo 10 post sau câte au fost. Acum ar fi vorba de 5 persoane care nu s-ar mai regăsi în noua organigramă. Deci sunt 29 la gen. Da. Din 29 de la dumneavoastră sunteți 120, noi suntem 65. Din 65 raportul, vă dați seama cu monitorizare, cu tot suntem 65, cu director, cu șef serviciu și cu toată, deci cu toții suntem 65. Doamnă, ce să vă zic, strângeți rândurile și vedeți cum e. Numai împreună putem să reușim, numai uniți vom putea reuși. Așa este. Ce să vă zic, succes! Mulțumesc mult de tot. Domnilor de la Giurgiu, succes și dumnealor să rezolve problema. Da. Mulțumim pentru că ați intrat în legătură cu noi. Să știți că am foarte, foarte multe mesaje de la... Pot face o paranteză vis-a-vis de ce a spus doamna? Sigur că da. Că doamna a spus că primarul nu avea voie să voteze, fiind... nu era consilier, în fin. Nu, a fost consilier și a devenit primar. Exact. Da. Din momentul ăla intră în incompatibilitate. Da. Și asta eu vreau să vă spun o situație pe care nu știu dacă o cunoașteți în amănunt. Vă spun eu că sunt direct implicat în toată treaba asta. Ascultați, domnule... Și pe telefon v-am spus această chestiune când am intrat acum o săptămână. În Consiliul Local Giurgiu, în urma alegerilor din 2012, au rezultat, de fapt conform legii, sunt 21 de mandate de consilier, da? Au fost 10 mandate USL, 10 mandate PPDD și un mandat obținut de un independent. Independentul și-a dat demisia. Acel mandat nu mai poate fi suplinit de nimeni pentru că nu există listă de supleanți, fiind un independent pe acel mandat. Deci mandatul a rămas vacant, nu se poate ocupa decât în urma unor alegeri anticipate. În momentul de față, eu am trecut printr-o situație mai delicată, așa, anul trecut, cam pe timpul ăsta, în urma votului meu împotriva interesului de partid, cum s-a spus la vremea respectivă, m-am trezit cu o decizie de excludere dubioasă de la forurile centrale ale partidului. Decizie pe care eu am atacat-o la toate instituțiile pe care puteam să o atac, la Tribunalul București, la Comisia de Statut, Etică și Litigii, etc. În contextul în care, în 2010, a mai fost o situație similară cu un coleg consilier, la vremea eram tot consilier municipal, care, același secretar, în referat, a spus că
în conformitate cu prevederile legii 393, care este în vigoare și astăzi, din 2004, statutul aleșilor locali, nu poate fi inițiat un proiect de hotărâre în ceea ce privește respectivul consilier, pe motiv că respectivul consilier a adus la cunoștința autorității locale că a făcut toate demersurile către Comisia Națională de Statut, Etică și Litigii și alte foruri de genul acesta. Eu am făcut adresă în sensul ăsta și le-am spus: domnule, așa cum în 2010 s-a întâmplat ce s-a întâmplat, vă rog frumos să suspendați orice demers, pentru că în statutul partidului pe listele căruia am fost ales, spune în mod expres la un articol că decizia de excludere nu poate produce efecte decât după rămânerea definitivă. Cred că ați înțeles care este explicația până în momentul ăsta. Am câștigat atât la Comisia Națională de Statut, Etică și Litigii, cât și la Tribunalul Giurgiu, la instanța de contencios, da? Și am obținut anularea hotărârii de excludere, atenție, și la articolul 2 aceeași hotărâre avea vacantarea postului meu de consilier. Da? Începând cu data de 16 octombrie 2014, cu certificatul de grefă de la instanță, la data de 16 s-a pronunțat pe suspendarea aplicabilității acelei hotărâri până la decizia definitivă. Iar la 30 octombrie s-a pronunțat definitiv în soluție definitivă. Da? Deci a anulat hotărârea cu cele două articole, atenție. 1. Încetarea mandatului, 2. Vacantarea postului. Supleantul care a fost în perioada cât eu m-am judecat a fost menținut în Consiliu, în contextul în care eu aveam hotărâre de Consiliu definitivă, hotărâre de instanță definitivă, pentru reluarea mandatului de acolo unde el a fost întrerupt, da? Și automat, nemai existând vacantarea postului de consilier, pe ce post de consilier a mai fost menținut acel domn care a venit în perioada în care eu m-am judecat cu Consiliul Local? În fine, asta puteți să trageți dumneavoastră concluziile. Ce face doamna prefect? După ce în Consiliul Local s-a adoptat o hotărâre la propunerea primarului de anularea hotărârii de validare a respectivului consilier care a venit supleant în perioada cât eu m-am judecat, merge cu acea hotărâre în fața instanței. Instanța constată că cererea mea cu privire la acea anulare de hotărâre este rămasă fără obiect, da? Și îmi respinge acțiunea pe motiv că este rămasă fără obiect cererea cu privire la anularea hotărârii de validare a respectivului consilier. Iar după două săptămâni, doamna prefect atacă hotărârea, o suspendă conform articolului 123 din Constituție, da? Și rămânem în Consiliul Local cu 20 de consilieri cu mandat și unul fără mandat, care votează, este trecut în toate procesele verbale. Eu am făcut nu știu câte demersuri către prefectură, ba chiar am ajuns să o dau în judecată, să dau în judecată instituția prefectului pe motiv de discriminare, pentru că în acea hotărâre a văzut niște lucruri care hotărârea era similară cu a mea. Eu nu știu cum la una vede, la una nu vede, da? Dar concluzia este că în momentul de față Consiliul Local, începând cu data de 16 octombrie 2014, funcționează în mod nelegal. Da? Deci dumneavoastră aveți un motiv în plus să atacați pe motiv de nelegalitate o hotărâre care se adoptă cu această majoritate. Dumneavoastră, domnule Spoială, ce părere aveți de situația din Consiliul Local? Păi, în momentul de față, sigur, domnul coleg, care practic este al 22-lea, nu? Membru de Consiliul Local, sigur că, după părerea mea, ar trebui clarificată și să nu mai facă parte din ședință. În ce sens clarificată? Adică în sensul că el practic nu trebuie să fie membru al Consiliului Local. Domnul clarifică legea, sau stați domnul Pulcă? Nu. Velicu are o hotărâre definitivă. Velicu are o hotărâre definitivă. Deci cetățeanul acesta este, după legislație, în mod normal, ar trebui să îi se retragă mandatul de consilier local. Eu am mai văzut lucrurile astea. Am văzut chiar atunci când a câștigat procesul un șef de vamă, a rămas în continuare și cel numit între timp. Aveam doi șefi la aceeași vamă și plătiți amândoi ca șefi.
Eu vă spun ce scrie în lege și ceea ce se întâmplă acolo unde se respectă legea. În momentul în care cineva câștigă procesul, e repus în situația anterioară, celalalt, iar celălalt e pus pe liber, fără a-i să-i se imputa ceva, ci doar prin efectul legii. Dar e pus pe liber. E pus pe liber prin efectul legii, chiar dacă, între timp, ar fi ocupat funcția prin concurs. Ce că-i de chiar dacă, de ce nu-i cazul aici, da? Păi asta spune legea, mai departe... Nu, îl întrebam pe domnul Velicu, ce că-i de asta... Din punctul meu de vedere, situația este penală. Cine va răspunde penal? Din punctul meu de vedere, situația este penală și spun cu subiect și predicat. Da, mi se pare... De fapt, lăsăm la o parte că hotărârile sunt nule. Dar îl plătește hotărârile cineva, sunt nule. Bineînțeles. Cine plătește? Deci eu am făcut adresă. Eu am făcut adresă. Nu, doamnă, eu am făcut cerere de intervenție în procesul cu prefectura, mi-a fost acceptată cererea de intervenție, dar asta înseamnă o tefatură în plus pentru mine și o cheltuială în plus, care oricum nu era treaba mea. Pe mine mă deranjează altceva. Că sunt persoane care pretind că stăpânesc legea, dar de fapt demonstrează că nici măcar nu înțeleg ce prevede legea sau se fac că nu înțeleg. Dar răspunderea, încă o dată, am atras atenția și la începutul emisiunii, necunoașterea legii nu te prevalează de răspundere. Așa este, așa am și început emisiunea și ăsta este un adevăr. Foarte, foarte multe mesaje și iată că i-am cam neglijat pe telespectatorii noștri în sensul că nu am mai citit din ele, s-au strâns foarte, foarte multe. Și vreau să le citesc, să le și răspundem acolo unde putem. Nici nu știe bietul edil cât electoral a pierdut prin manifestările astea ale lui. Păcat. Bună seara! Proiectul cu pricina, ce naște pe bună dreptate controverse, este unul perfectibil pe alocuri lacunar. Se pot aduce amendamente astfel încât legea să fie respectată și nimeni să nu aibă de suferit. Ar trebui identificate de către executiv posibile surse de finanțare pentru ca acești oameni să nu aibă de suferit. Proiectul nu reclamă urgența, fiind susceptibil, repet, de amendamente. Știți cine a dat acest mesaj? Nu. Doamna consilier local din partea Partidului Național Liberal, Mirela Ciulacu. Care este și avocat. Este consilier local. Poate... Doamna Mirela Ciulacu, mulțumesc pentru mesaj și este bine să informați și pe colegii dumneavoastră, pentru că o informare temeinică, dacă mă întrebați pe mine, a consilierilor locali, nu cred că s-a făcut. S-au pus la mapă din partea sindicatului Prolex la ultima ședință de Consiliu Local niște demersuri, niște măsuri pe care Prolex le propune sau să-i convingă cumva pe liderii locali, nu să voteze într-un sens sau altul, ci să-i convingă că se poate și că, știți, asta e o măsură socială până la urmă, știți, de protecție socială. Mulțumim încă o dată pentru mesaj. Și vă mulțumesc pentru mesajul care le transmite și subiectul care le dezbateți. Instați mult pe partea socială. E dar nu sunt în afara legii și asta am stabilit. Și nu discutăm și în afara legii. Atât, mai mult de atât. Noi vorbim de oameni care răspunde ordinea și siguranța publică a cetățeanului. Sigur. Și vizează pe toți cetățenii municipiului. Chiar dacă de nu asemenea, noi vorbim prea mult despre ceea ce a făcut domnul primar și ceea ce vrea să facă. În condițiile în care și dumnealui a recunoscut că poliția locală nu e a lui, ci soarta poliției locale este decisă de Consiliu. Păi da, dar vedeți, aceea, este pentru prima dată când se exprimă altcineva. De ce ar trebui ca problema asta să o discutăm? Să o discutăm și deși mesajul meu spre dialog vine către domnul primar ca inițiator, el se adresează în egală măsură și consilierilor și cred că fără a face o dispută politică cine, ce partid votează, cum votează, aici n-are legătură politicul în ceea ce privește siguranța cetățeanului și partea socială și eu sunt convins că
cu bună credință putem găsi soluțiile cel mai bune în litera și spiritul legii. Continuăm cu mesajele de la telespectatori. Să-i dea afară pe cei angajați după anul 2012 și de ce să-i dea pe cei care au urmat o școală în structurile MEAI și s-au cheltuit bani publici cu ei? Domnul primar are nevoie de paznici, nu de polițiști locali. Are nevoie de oameni care să ude noaptea brăduți în parcul Mihai Viteazu. Nu degeaba este numit primarul Panseluț. Eu nu știam că e numit așa. Să ne spună domnul Lincu și să lămurească pe toată lumea cu privire la așa zisul statut de instituție militarizată. Nici Poliția Română Națională nu este militarizată, este instituție publică cu statut special. Păi, v-am lămurit și eu. E adică, de notorietate. Asta, da, nu cred că a fost așa. Da, mi se pare oricum spusă de un primar, mi se pare o lacună gravă. Dacă îmi permiteți, că profit de ocazie că sunt și domnii consilier aici și ne aud și alții. Cred că o reorganizare a poliției locale se impune. Și se impune sub următor aspect. Orașul Giurgiu cred că e unul dintre puține orașe care au personal contractual, zice, în anumite locuri e agenți de pază, la dumneavoastră agenți de securitate și noi am propus, și vă rog să analizați această variantă, ca aceste funcții să fie transformate în funcții publice. Și asta înseamnă că persoanele respective vor deveni prin efectul legii funcționari publici, dacă îndeplinești condițiile prevăzute de lege pentru a fi funcționari publici. Care sunt avantajele și dezavantajele la ceea ce aveți în momentul ăsta? Eu spun o chestie de legalitate, dar dau idei celor certați cu legea. În momentul ăsta, dacă acest agent de securitate constată ceva contravențional, ei nu au calitatea de agenți constatatori. Ei nu pot da amendă. Funcționarii publici pot constata și aplica sancțiuni. Cel care e personal contractual, ce face? Sună un coleg care e polițist local. Acesta nu poate să dea amendă că el nu a constatat în mod direct. Cum să dau amendă pe ceea ce a constatat colegul meu? Ceea ce spun eu că ar trebui făcut, repet, nu știu dacă mai găsesc un exemplu în altă parte. E pus să fie și nu știu eu. Dar faptul că pot fi funcționari publici și să constate și nu doar paznici. Paznici înseamnă că acum am contract cu cineva și fac pază. Nu mai pierd contractul, ce fac? Îi dau afară, nu? Mai discutăm încă o dată problema care o discutăm acum. În momentul când sunt funcționari publici, pot fi folosiți și ei, alături de ceilalți care sunt la ordine publică, în folosul comunității. Asta e una din variantele pe care le-am propus. Întreabă cineva. De ce 6 agenți de la Serviciul Intervenție care au fost angajați în perioada 2012-2013 nu dau examen când domnul primar afirmă că tot personalul susține examen? Eu n-am văzut organigrama, dar situația eu așa... Eu vă citesc mesajul. Nu, există fixă posibilitatea asta. Și vă spun cum prevede legea. Domnul primar ne-a declarat în ședință că vrea ca toată lumea să dea examen. I-am spus că nu pot da toți examen, ci doar cei a căror posturi de natura celor ocupate vor fi reorganizate. De exemplu, semn 5-5, funcționar public superior, grad superior, se desfințează un post, noi ceilalți 5 dăm pentru cele 4. Dacă sunt în altă parte 3 cu gradul principal și nu se reorganizează niciun post, nu trebuie să dea examen. Asta spune legea. De asemenea, tot 188/99 statul funcționar public stabilește niște criterii de reorganizare, de ocupare și chiar și un regulament prin care se face trierea. Acel lucru trebuie are în vedere inclusiv protecția socială, dacă sunt doi, dar e doar unul, în absurd, dacă sunt doi polițiști locali sau soție. Dacă e unic între ținutul de familie. O întrebare care vreau să o adresez vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră mai devreme. Eu am încercat să mă edific vis-a-vis, așa cum am promis în emisiunea de acum câteva zile, de 10 zile când a fost săptămâna trecută, că încerc să mă edific cât se poate de bine vis-a-vis de această situație. Eu am pus întrebări la diverse persoane care sunt... Asta ar trebui să facă toți consilieri. Care sunt și au funcții de răspundere în această structură a poliției locale. Toată lumea mi-a negat că nu s-au făcut angajări în perioada 2012-2013. Tot aud toate mesaje sau o parte din mesaje indică exact această situație. Până la urmă, unde e adevărul? Că trebuie să aflăm odată adevărul.
Asta s-au rezultă făcut din sau nu acte, s-au făcut? Rezultă din acte și eu am auzit păi, tocmai, eu am din declarațiile și... domnului primar că dumnealui am... a avut organigrama și a făcut angajările. Deci domnul chiar primar în conferința de presă a declarat că angajările respective s-au făcut înainte de preluarea mandatului de către dânsul. Eu adică am 2011. Înțeles altceva. Am înțeles da? Faptul încearcă că... Încearcă să scoată cumva castanele păi, din pe mine mă interesează unde e adevărul. Dacă vrem să adică vedem lucrurile cu adevărat, haideți să vedem. E adevărat sau nu? Păi atunci vă spun eu că m-am documentat. În contractul cu cetățeanul... Lăsați-l încolo de contract. Păi dumnealui a declarat... Dumnealui a declarat păi că contractul avut... dânsului cu cetățeanul... Nu, dar e declarația dumnealui că a avut un anumit număr de oameni și dumnealui a mărit numărul. Chiar el vă dă răspunsul. Domnul Lincu, eu v-am spus mai devreme care a fost... Care a fost optica și, sau mai bine zis, explicația care a încercat să se aducă în fața noastră la prima reorganizare a poliției locale. Domnilor, este nevoie să spunem mai mulți polițiști în stradă. Sunt probleme, trebuie păzite obiective, trebuie făcut, trebuie dres. Și atunci noi am spus, da, bine, nicio problemă. A venit cu prima reorganizare, a venit cu a doua, a venit cu a treia. Asta discutăm una în 2012, una în 2013, una în 2014. Aceeași lege care aceeași lege prevedea care, numărul de posturi. Exact, care prevedea exact. Deja numărul de posturi da. Și era din 2010. Da, exact. E, aici e marea mea problemă. În schimb, apare această discordanță între ce spun unii că sunt angajări făcute în 2012-2013 și ce spun alții și inclusiv domn primar că a preluat structura cu numărul ăsta de posturi dinainte de preluarea mandatului în 2012. E o diferență adică... între număr de posturi și număr de oameni. Deci am înțeles numărul de posturi. Eu repet, doar din ce a declarat dumnealui. Numărul de posturi e una, s-au făcut angajări sau exact. Nu. Nu mai contează numărul da, de posturi, da, deci angajări. Nu vorbim. S-au făcut sau nu angajări după preluarea mandatului în 2012. Pe mine asta mă interesează. Eu l-am întrebat pe domnul Ciobanu de câteva ori, iar dânsul mi-a negat, a spus că angajările au fost făcute înainte de preluarea mandatului în 2012. Păi și nu puteți să puneți mâna pe niște documente? Pe chestia asta, nu? Păi adică o să... Nu aveți acces, să, ba da, eu am zis că totuși suntem oameni, ne respectăm și putem să obținem informațiile necesare, nu neapărat... Făcând o cerere cu termen și cu toate cele. Eu pot foarte bine să fac o cerere, iar în baza legii 215 trebuie să-mi dea răspuns în 10 zile maxim, pentru că sunt consilier local și sunt obligați. Cum a spus domnul primar, trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că atât poliția locală, cât și societățile din subordinea Consiliului Local sunt în subordinea Consiliului Local, nu ale primarului. Dați-mi voi să citesc mesaje în continuare, fiindcă sunt foarte, foarte multe și nu vreau să-i dezamăgim pe telespectatori. Cred că asta cu militarizata este de la Ciobanu, că el numai așa visează, așa spune din 2010 de când a venit la conducere. La bilanțul poliției locale, inspectorul șef al IPJ Giurgiu, domnul Tache și domnul Demeter de la jandarmi ne-au lăudat, iar domnul primar ne-a făcut praf, știm și am arătat la televizor. Domnule primar, poliția locală nu este militarizată, cred că are ținut. Domnule primar, de ce nu faceți publică o copie a organigramei propuse? Iată ce interesant sună. Curtea unei instituții publice nu este proprietate privată, domnule primar. Asta trebuie să știți. Adică, cu cuvintele dumneavoastră, curtea primăriei nu este proprietate privată. Societatea de bază a primăriei să-i preia pe agenții de securitate și câteva funcții suport să le preia primăria. Doamna Drăgulin, sunt avocat și dacă vă hotărâți să-l dați în judecată pe primar, vă stau la dispoziție. În curtea poliției locale v-a amenințat, iar la conferința de presă, de asemenea, a făcut amenințări. Mai voalat puțin, adică nu, mai voalat. Dar eu da, m-am simțit amenințată și îl rog pe domnul primar să... Da, sunt femeie, nu ea, el, mă numesc Florina Drăgulin, mă cunoaște foarte bine și nu mi-e frică de domnia sa. Trebuie să țină minte lucrul ăsta. Domn consilier, să faceți un exercițiu de memorie. În august 2010, poliția locală a fost reorganizată conform OUG 63 din 2010 prin desființarea serviciului pază obiective, zice cineva. Domnul primar, când a angajat în 2012, nu cunoștea această ordonanță? Să-i fie rușine, nu doresc să dea pe nimeni afară, sunt un colectiv.
fiți uniți. Să-i lase să-și facă datoria că nu mai au somn. Felicitări pentru emisiune, mulțumim invitațiilor. Cei care au venit în 2012 sunt tot oamenii aceia, lucrau în condiții dificile, nu luau normă de hrană ca alții, dar erau cei mai expuși. Acum sunt ciripitori. Dacă vor să concureze cu aceștia și vedem rezultatele, doamna moderator, faptul că vă amenință nu este ok. Oricum, faceți presă cu adevărat, de aceea vă respectăm. Vă mulțumim pentru ceea ce faceți. Respect. Mulțumesc frumos. E, dacă îmi permiteți. Vă rog. N-am terminat eu vă mesajele. Spun, sunt convins. Dar vreau să transmit un lucru profitând de o ocazie că m-ați invitat. Și anume, motivul real al acestei reorganizări îl constă câștigul nostru în instanță, câștigarea în instanță a normei de hrană, restantă. Polițiștii locali, prin hotărârea Consiliului Local, beneficiau de normă de hrană. Noi am vorbit anul trecut cu, sau în 2013, cu domnul primar, care fără nicio bază legală, niciun argument juridic, a dispus să nu le mai dea bani. A asistat acordarea normei de hrană. I-am explicat că e nelegală și că noi vom demonstra lucrul ăsta în instanță. Dumnezeu lui, ca argument, a fost atunci, a zis, dom'le, dacă pierdem prin curtea de conturi, oamenii trebuie să dea bani înapoi. Nu se pune problema dată înapoi, pentru că ei primeau în bază un act care era în vigoare și declarat și nedeclarat ca fiind nelegal și oricum nu se aplica retroactiv. Noi am mers în instanță și am demonstrat că oamenii primeau, ar fi trebuit să primească în mod legal norma de hrană. Și am câștigat procesul și o sumă importantă de bani. Imediat după ce am câștigat procesul, atunci a apărut ideea de reorganizare. Ăsta e motivul real. Celelalte că au devenit personalul contractual, îl face deodată așa prin declarații. Polițist local, că s-a modificat legea. Asta minciu sau este efectiv în eroare sub aspectul legalității. Nu e o problemă, nu am pretenția că toți cunosc legea, dar măcar te informezi înainte de a face declarații de presă. Deci, domnul Nicu, părerea mea, privind în mod obiectiv tot fenomenul, părerea mea că, și cum v-ați exprimat dumneavoastră cu 40 de minute, este că trebuie respectată legea. Sub indiferent care dreptate, că n-are dreptate. Legea n-am cerut niciodată să încalce legea. Deci în condițiile astea e corect să se determine dacă cei 29, dacă cele 29 de persoane sunt în cadrul schemei și e corectă sau trebuie disponibilizat sau găsit alte soluții de a fi puși pe alte posturi, da, dar nu să mai fie în poliție. Bun, o luăm altfel. Tot de la dumneavoastră a plecat. Ei sunt angajați în baza unei hotărâri a Consiliului Locale legale. Dacă ea e legal și în momentul ăsta, de ce a devenit nelegal? De ce ar trebui? De ce se impune? Și eu vă spun acum o chestie în premier. Așa cum am obținut norma de hrană, așa cum am obținut prelungirea duratei de școlarizare, sunt convins că voi convinge Ministerul Dezvoltării sau chiar Guvernul că avem o colaborare bună cu Ministrul Interne, care e și prim-ministru în momentul ăsta, că acea normă de 1 la 1000 nu ar trebui să refere la întreg personalul, ci să se refere doar la cei cu ordine și siguranță publică. Corect. Pentru că OG63, când a fost adoptată, se referea la poliția comunitară, care avea doar atribuții de pază și ordine publică. Ulterior, prin ființarea poliției locale, au preluat atribuții și funcții de altă natură decât cele de ordine publică și nu cred că voința legiuitorului a fost ca arhivarul, IT-istul să fie cel care se ocupă de siguranța cetățeanului ca să fie la număr. Corect. Ea trebuie corectată, am avut nevoie de timp, avem foarte multe și pe poliție și pe ANAF, dar acest lucru este unul din obiectivele noastre. Am făcut și anumite demersuri și sunt convins că vom reuși această schimbare. Eu am nevoie de timp, nu mult de ordinul lunilor,
să corecteze această nedreptate. E în interesul tuturor. Da, e corect. Pentru că nu asta a fost voința regitorului. Dar nu e o urgență. Discuția acum cu Slatina e întâmplătoare sau ați mai aflat? Sau mai sunt și alte, în alte părți cu subiectul ăsta? Domnul Lincu poate să ne spună. Deci numai Slatina atât. De România, doar Slatina și Giurgiu. Păi da, poate pe primarul de la Slatina pe care l-a săltat DNA-ul, or să-l întrebe diverse Slatina lucruri. E și mai interesant. La i-au motivat, nivel. Au motivat la Slatina lipsa fondurilor, în condițiile în care aveau bugetul până la sfârșitul anului, în condițiile în care au adoptat norma de hrană până la sfârșitul anului pentru întreg personalul, în condițiile în care au făcut achiziții și de echipament și de autovehicule, nu aveau o problemă financiară. Repet, prin hotărârile Consiliului Local, prin bugetul acordat. Deci acolo a fost o răutate, eu știu, anumite motive care nu sunt publice, de ce a vrut să facă chestia asta. Pentru că e o răzbunare pentru poliția locală și pentru, implicit pentru cetățeni. Dar în condițiile în care, nu știu dacă știți, situația operativă e gravă acolo. Au fost mai multe omoruri anul acesta. Infracționalitatea a crescut și e ilogic ca tu să desfințezi funcțiile din stradă, să mărești numărul celor cu funcții de conducere și a celor din birouri. Ilogic. Dar și acolo, repet, prin argumente care le-am folosit, 10 posturi au mai fost salvate. Deci, eu vreau să vă spun că Giurgiu, spre deosebire de Slatina și multe alte localități, are o situație cu totul deosebită. Este un oraș de graniță, unde populația care există nu e semnificativă, ci prin faptul că vin foarte multe persoane din afară, tranzitează, înoptează, rămân pe Giurgiu o zi, două zile și multe alte lucruri face necesară prezența unui număr mai mare de polițiști decât în Slatina, spre exemplu, sau în centrul țării, unde tranzitul de persoane e mult mai mic față de Giurgiu. Cred că vă îngrijorați în mod nejustificat, întrucât, potrivit declarației domnului primar, a doua reorganizare acestei direcții va avea loc în această lună, conform unei solicitări, așa, și nu va fi afectată siguranța cetățeanului. Deci, dacă ei să mă iau după declarație, vă îngrijorați. Eu cred că IT-istul, arhivarul și alții vor suplini lipsa polițiștilor din stradă. Eu zic că trebuie să ne vedem, să discutăm pe lege, pe temenicie, pe oportunitate și pe soluții, atât pentru a păstra cât mai mulți în stradă, atât pentru a face prejudicia și mai mult bugetul prin faptul că îi dăm afară pe cei care i-am școlit, pe banii administrației, care și trebuie prin, recuperați în condițiile astea. Și prin preluarea unor posturi. Știți unde e temerea? Vă spun, că spuneam la un moment dat că s-ar putea să fie o chestie personală. Când am pus problema de preluare a funcțiilor suport, de față cu toți polițiștii locali, domnul primar este în fermător. Dar tu crezi că juristul i-ar conveni să vină la primărie? Și am spus în fermător. Eu nu vreau reorganizare, nu propun, nu doresc să disponibilizați, să pierdeți posturi. Dar dacă tot trebuie, atunci mă interesează partea socială, să salvăm, măcar să aibă loc de muncă. Dar zic, dacă juristul nu-i convine să fie jurist la primărie, polițistul local din stradă îi convine să fie dat afară? Și n-am mai avut răspuns. Bine, eu vreau să vă întreb cu totul și cu totul altceva. Trebuie să recunosc că nu știam despre obținerea în instanță acestei norme de hrană retroactive. Nu ne-a spus nimeni și o declar public. Deci cine n-am poate de să asta. Avem hotărâre judecătorească. Nu știam retroactiv. Nu retroactiv. S-a recunoscut în drept care nu a fost acordat. Înseamnă din urmă. Păi retroactiv să fie acordată. Da, păi Asta a declanșat. Domnul coleg spune că știa despre chestiunea asta. O altă chestiune pe care o tot notez pe aici. În 2013, în septembrie, organigrama poliției locale era 121 de persoane. Da? Organigrama din octombrie 2014, care a fost aprobată, s-a redus la 99. Eu în perioada asta, în 2 octombrie, nu eram în Consiliu, eram încă cu judecata mea, cu
Consiliul Local Giurgiu pentru motive că am fost dat pe nedrept afară din Consiliu. Personalul ăsta, diferența asta de personal, unde s-a dus? Nu știu, erau membri la noi atunci, iar nu știu. A, nu erau încă afiliați. Nu. Am înțeles. Bun, explicația e pertinentă. Dar, din punctul meu de vedere, trebuie găsite soluții și trebuie lăsată rancuina asta deoparte, trebuie lăsată răutatea acolo unde ar trebui să fie și aroganța. Și aroganța și mai trebuie mult de atât, găsite soluții. Nu trebuie punctuale. Să fim priviți ca adversari. E o problemă care ne interesează, e firesc să ne intereseze membrii noștri. Și adversarul și ar trebui să găsim soluții, nu suntem de o parte și alta. Ce se întâmplă? Din păcate, aveți vreun partipri politic pentru că a încheiat postarea de pe Facebook, revin, citim de pe Facebook, consider că punerea în aplicare a legii nu este un subiect de negociere cu sindicatul și că aceasta trebuie respectată ad literam și prin urmare această manifestare de stradă nu este justificată din punct de vedere al legalității, asta n-am înțeles, cum nu-și poate explica, ci doar ca o acțiune politică a celor ce doresc funcția de primar. Stați acolo, domne, că nu voi anima în scaun. Declarația inițială mai prevede ceva. Și vreau să mă refer inclusiv la aceasta. Este adevărat că legalitatea nu este negociată. Noi nu cerem negocierea legalității. Noi cerem o negociere în limita legii. Tocmai noi cerem legalitate pentru că nu se poate ca o comisie din oameni luați după prietenii să decidă soarta unui oameni. După ce ai comis-o în 2012 la modul ăsta, mi se pare ridicol tonul ăsta ridicat și abordarea asta. Mi se pare ridicolă. Lipsită de cel mai elementar bun simț, dacă vreți. Dom'le, ai și recunoscut că ai comis-o în 2012 pe eroare, da? Măcar acum, stai și pleacă urechea. Vezi ce spune sindicatul. Consultă-te cu consilierii și până la urmă... Dumnealui încearcă să o transforme într-o luptă politică. Eu sunt foarte deranjat de faptul că chiar și în Parlament anumite legi care vizează ordinea și siguranța publică devin dispute politice. Ar trebui ca interesul cetățenilor, interesul păcate. Statului să nu împartă politicul în funcție de culoarea politică. Eu stau de vorbă cu toți care pot decide și, în mod legal și în modul cât mai corect această problemă. Nu mă interesează culoarea politică, de aceea am solicitat, cred că a treia oară în această emisiune, să ne vedem cu toți consilierii, cu cei de la poliția locală. Mi se pare absurd să faci o reorganizare fără să întrebi pe cei de la poliția locală și inclusiv cu inițiatorul. Asta nu înseamnă că e joc politic, asta înseamnă că cu aportul fiecăruia e posibil poate să găsim o soluție rezonabilă. Să înțeleg că noua organigramă care a fost propusă și retrasă, în fine, nu a fost consultată poliția locală? Pe nici în prima, nici a doua. Directorului poliției locale pe referat. Păi poate l-a pus să se vezi. Ia uitați ce spune cineva. Sigur că nu a fost consultat. Domnul Velicu, domnul Lincu, nici conducerea poliției locale nu este demnă de încredere în vederea consultării pentru examen, da, sau mai ales ilegal. Să nu comentez, să asiste la examen. Nu cunosc amănunte pentru susținerea acelei aspecte. În contextul dar celor e firesc spusele, ca director să fie consultat. Așa. Cam mult data. Directul trebuie să facă un raport. De fiecare dată s-a făcut un referat cu privire la reorganizare. Asta e firesc, așa se întâmplă în toată țara și e legal. Tot în aceeași conferință de presă, domnul primar a spus că cel care a făcut referatul de specialitate, da, în speță reprezentantul poliției locale, este direct răspunzător pentru neaplicarea legii ordonanței 63 pe 2010, în 2012, în 2013, în 2014, etc. Foarte deci, interesant. Din punctul meu de vedere, suntem într-o gravă eroare, da. Și este nevoie să lăsăm orgoliile, să lăsăm, nu vreau să folosesc cuvinte grele, și să încercăm să revenim cu picioarele pe pământ, pentru că acele funcții pe care le ocupăm sunt temporare, da? Și există posibilitatea ca la un moment dat să devenim cetățeni
ca orice cetățean și să ne dăm seama că greșelile au fost destul de grave și poate iremediabile câteodată. Și poate intenționale. Eu vreau să spun un singur lucru. Am momente în care mi-este rușine să spun că sunt consilier local. Ați mai spus asta? Deci am spus-o de câte ori am avut ocazia. Și nu o spun numai de fațadă. Este un sentiment pe care îl simt. Da, domne, e o atmosferă acolo în Consiliul este Local. Este o atmosferă de care mie mi-este lehamite. Când eu ridic problema vis-a-vis de nelegalitățile din Consiliu, toată lumea râde, inclusiv domnul primar. Eu când spun că, domne, nu este de râs, atenție, gândiți-vă de două ori înainte să zâmbiți în colțul gurii, pentru că lucrurile sunt mult prea serioase și ar trebui tratate ca atare, iar oamenii sunt sătui de povești și de glume de genul ăsta. Am și o întrebare, păcat, dacă îmi permiteți, către domnul consilier, dacă e apreciat ca fiind un joc politic, dacă noi vom reține consilierii care au dispus reorganizarea în varianta propusă, nici măcar discutată de primar, și vom mediatiza pe site-ul nostru cu privire la acțiunile lor. Asta înseamnă joc politic, dincolo de faptul că știința e publică și e transparență și asta. Dar oamenii nu trebuie să știe cine decide cu privire la siguranța lor, mai ales că există soluții ca să avem cât mai mulți oameni în stradă și oamenii ceilalți, arhivar, ITist și alții, să fie preluați de primărie, chiar cu riscul sau consecința să dispară personalitatea juridică a Direcției Poliției Locale. Ce mă încălzește pe mine că avem personalitate juridică dacă noi dăm afară oameni? Dumneavoastră mi ridicați o minge la fileu și pe care n-am cum să nu profit de chestiunea asta. Așa mi se pare corect ca oameni să știe aportul fiecărui. Ați spus mai devreme că domnul primar v-a dat o explicație, zic eu, destul de ciudată, că nu este normal ca juristul de la poliția locală să vină la primărie. Deci eu vă spun că noi avem un compartiment juridic al primăriei, al Consiliului Local. De fapt este un în subordinea, în aparatul tehnic al primarului, în subordinea directă a secretarului, din câte știu. Dar acolo sunt niște persoane care în fața instanței nu sunt în stare să susțină un proces. Înțelegeți? Despre ce vorbim? Iar atunci când este un proces mai delicat, se vine în fața Consiliului cu proiect de hotărâre și spune, suntem nevoiți să angajăm asistență juridică, care de regulă costă enorm de mult. Păi și e legal să, dacă are oficiul juridic, deci eu am propus de nu știu câte ori, ca să nu mai spun că la procesul pe care eu l-am avut cu Consiliul Local, aici vorbesc de o problemă personală, la procesul pe care eu l-am avut cu Consiliul Local, a fost personal în sală domnul secretar, domnul administrator public și juristul. Dar prin efectul legii, adică juristul se poate. Reprezintă interesele instituției și nu, eu vă spun așa, acolo în departamentul juridic sunt o serie de persoane pe care și mi-asum foarte bine ceea ce spun, care nu sunt în stare nici măcar să înțeleagă ce au, care e menirea lor pe acolo. Da? Cu ce se mănâncă ceea ce fac, numai că au și ei un serviciu. Înțelegeți? Așa că dați-vă dumneavoastră explicația de ce nu se vrea preluarea juristului de la poliția locală la primărie. Că nu e loc, probabil. Da, am discutat despre asta și în alte emisiuni, situația de la Consiliul Local. Văd că nu se modifică. Nu se modifică și în continuare. Nu știu, mă gândesc dacă s-ar constata și s-ar hotărâ definitiv și irevocabil că situația este, adică sunteți în ilegalitate. Ce facem cu hotărârile votate în urmă cu 22? Vă spun eu foarte simplu. Este de ajuns ca cineva să sesizeze instanța, instanța să constate că acele hotărâri au fost luate într-un mod nelegal și automat le desfințează. Deci asta este singurul demers. Trebuie cineva să sesizeze instanța. Toată lumea așteptat să o fac eu. Probabil că o să o fac. Continuăm cu mesajele și vă rog să le ascultăm cu atenție. Sunt foarte multe și vă promit că le citim pe toate. Să spună... Trebuie să ajung și acasă la București. Da, trebuie să ajungeți. Eu știu câte sacrificii ați făcut pentru colegii dumneavoastră. Sunt mesaje de la giurgiuveni care probabil nu cunosc situația și au curiozități și sunt și mesaje disperate probabil de la polițiștii locali.
Să spună domnul Ciobanu cum și pe ce criterii a trimis oamenii la cursuri la Câmpina, să spună. Păi nu, stați, stați că legea obliga și nici măcar nu avea de ales pe pietinii sau pe... Toți de la ordine publică și rutier, prin efectul legii, trebuia să urmeze aceste cursuri. Tot prin efectul legii, dacă nu le urmau, le înceta raportul de serviciu. Pe organigrama deci de la biroul intervenției, un număr de 6 agenți angajați pe mandatul primarului stau liniștiți că nu li se reduc posturile, pe când ceilalți nu au același noroc. Este posibil, probabil vrei și răspuns, sau oamenii vor răspunsuri. Este posibil să nu fie afectat un post de natura celor ocupate de cei ieșiți. Domnul primar își bate joc de acești oameni, dar și de noi. Sunt plătiți din bani publici, plătitori de taxe și este o risipă de bani publici. Dacă s-au angajat ilegal, de ce nu se autosesizează de GHEA și de DNA ca în cazul ISU? Bună întrebare. Consiliul local este legal constituit acum. Știu că există un scaun la doi consilieri. Politicon Giurgiuveanon. Cineva spune. Politicon Giurgiuveanon. Da, o... Domnul primar să răspundă pentru ce a angajat din anul 2012 până în prezent, în 2015. Sunt oameni care au stat în stradă ani de zile, pe ploi, viscol, la minus 20 de grade, caniculă 12 ore pe zi și cu testarea să nu mai insiste, că oamenii sunt testați anual. Să răspundă legal cine și-a permis să angajeze primarul și conducerea direcției. Cum e posibil să disponibilizezi oameni care au urmat cursurile școlii de poliție Vasile Lascăr din Câmpina, cursuri finanțate din bani publici și menținut personal contractual? Domnul primar își bate joc de acești oameni, dar și de noi cetățenii plătitori de taxe. Organigrama este făcută în așa fel încât cei angajați din 2012 nu dau examen. Exemplu, intervenție. Vreți nume? Da. Vrem. Dați-le. Și să ne spună, eu tot aștept informațiile necesare vis-a-vis de aceste angajări. Deci, aveți după 2012. Numai puțin. Aveți cunoștință despre ce spun, pentru că nu este primul deci, mesaj. Chestia cu intervenția chiar dau examen, asta spun sigur. Cei angajați din 2012 nu dau examen. Nu este. Nu este adevărat. Bine. De ce domnul Lincu nu a mai făcut atâta tam-tam când s-au dat afară polițiști, pompieri, polițiști de frontieră? Cred că este în eroare. L-am invitat la emisiune și a venit. Nu facem situația tam-tam aici. Nu, dar vreau să dau o explicație. Dați. În primul rând, ceea ce privește jandarmii și pompierii, nu aveam calitatea, nu sunt membri, sunt militari și nu aveam cum să-i reprezint. În ceea ce privește polițiștii, m-am implicat activ și polițiștii, și în general, și membrii noștri, în special, cunosc acest lucru. Dovada este faptul că reorganizarea s-a făcut după niște criterii, un regulament, și au fost foarte, foarte puțini care au rămas fără servicii. Deși, acum... Să spun public, deja a trecut ceva timp, au dispărut, au fost tăiate un anumit număr de posturi. Dar oameni care au rămas fără servici au fost foarte puțini. Sunt puține județe în care au rămas fără servici polițiști. E adevărat, ei au un avantaj legal, că înainte de a fi dați afară, sunt 3 luni la dispoziție. Întrucât sunt mulți ca număr în sistem, dacă se mai vacantează între timp, că au ieșit la pensie sau, doamne ferește, au pățit ceva, cei care erau puși la dispoziție ocupă acele funcții. De exemplu, în București sunt 7.000 de posturi. N-a fost nimeni dat afară, ba mai mult, la sfârșitul celor 3 luni de zile aveau un număr mai puțin decât prevedea organigrama. Asta e realitatea. Bună seara, finul domnului primar Barbu va fi dat afară deoarece este director adjunct? Nu știu cine e finul, nici nu știu cine e directorul adjunct. Să ia domnul primar pe cei pe care i-a angajat la dânsul, la firmele pe care le patronează, pentru a-și spăla păcatele. De când a venit ca primar, a dorit să decimeze numărul de funcționari din cadrul direcției și acum a găsit modalitatea legală. Sunt puse ghilimele. Lăsați agenții de securitate, sunt colegii voștri, au familii.
Domnul primar, în timp ce se desfășura marșul de protest, era printre blocuri în zona școlii numărul 8 și încerca să convingă oamenii cu care se întâlnea, precum că mitingul este o mascaradă. Primarul a fost huiduit de cetățeni plecând cu coada între picioare. Am fost printre oameni. Nu știu, ați fost și dumneavoastră. De ce mai are nevoie? Cetățeni. Primarul era în altă parte. De ce mai are nevoie de pasnici în parcuri dacă s-au montat camere de supraveghere în parcuri? Păi vă spun eu de ce, că uneori camerele de supraveghere nu prea funcționează. Dar din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați, e ok să fie peste tot. Eu mă simt mai bine. În parcul Mihai Viteazu a apărut o ciupercă din placaj. Este adevărat că a costat 600 de mii de lei, că mă apuc și eu de traforaj și le vând la primărie, 6 miliarde. Da, știu. Cetățeanul respectiv are dreptate. Din câte am văzut, eu am solicitat contractele. Da, e o chestie rotundă. Da, și a costat un pic mai mult de 600 de mii de lei. Da. Este o bătaie de joc pe care chiar o să o aprofundez și vreau să văd ce se întâmplă. Vă provoc să comentați, domnule Spoială, ciuperca din parcul Mihai Viteazu. Domnule, eu nu știu subiectul. Domnule, sunt 6 miliarde, domnule. Da, bine, ca idee, sigur că suma poate să pară mare, poate să facă, să pară mică. Păi ați văzut ciuperca? Nu. Domnul, unde domnul e, unde de traforat și în mijlocul parcului. S-au tăiat niște copaci. Uh-huh. Da? Da, mie una este pe... un octogon cu latura de 2 metri jumate. Deci mie una peste alta mi se pare că asumă mare dacă o construcție din ăsta, că la fântâna aceea care a fost foarte sofisticată, da, cu pompe, da, cu nu știu câte, a costat vreo 7 miliarde și asta 5. Și ce supărați au fost giurgiuvenii și pe urmă era mândria orașului. Da, și asta mi se pare o treabă multă. Dar revenind la subiectul nostru, din ordine pentru care suntem, domne, eu cam repede ați revenit la subiect. Nu, eram curioasă. La polițiști, eu cred că e bine totuși de a ne pune în postura oamenilor ăsta și de a gândi că în fața la cei, în spatele celor 29 de persoane stau familii, stau copii, stau rude și poate unii sunt singuri întreținători. Sigur. Mulți, da. Și datorii la băncii. Și ăștia săraci n-au nicio vină pentru că sunt disponibilizați. Deci eu consider că e necesar în condițiile astea de a găsi o soluție intermediară pentru ei și astfel încât ei să rămână cu un loc de muncă. Deci ai da afară, sigur, e simplu. Ai emis o decizie, ai semnat-o și e dat afară. Chestiunea este ce vor face ei în continuare de a doua zi după ce e dat afară. Că ei n-au vină. Că dacă ei avea o vină cu ceva la chestia asta, că s-au angajat printr-o ilegalitate, că au făcut o prostie, o dandana, ceva, păi e ok. Dar atâta vreme cât acele persoane n-au nicio vină, să dai afară niște persoane în categoria socială asta, mi se pare o aiureală. Deci eu cred că în acest context primăria ar trebui să gândească ca cele 29 de persoane în situația în care va veni un răspuns, în care să zică, dom'le, că noi așteptăm în continuare răspunsul de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, că de acolo încă n-am primit răspuns. Să știți și că... E o formalitate. Acela și sunt voci doar care publice. Spun că a fost primită acum câteva zile. Păi nu știu, la ședință s-a spus că n-avem. Și ăsta a fost și motivul pentru care a fost scoasă din ordinea de zi. Vă rog să verificați dacă a făcut a doua solicitare pentru aviz și care a fost motivul sau ce se modifică. Ca să vedeți interesul sau
latura personală pe care o dă aceste reorganizări. Părerea mea este contează. Că noi, în calitate de consilier, putem foarte bine să facem o adresă păi către ANFP și să cerem să avizul care a fost solicitat de către Consiliul Local Giurgiu. Noi am făcut deja, ca sindicat, putem și noi să o cerem. Vă rog să mai am câteva mesaje și încheiem emisiunea, pentru că și regia mă somează că trebuie să intre știrile. Da. Mai bine s-ar face demersuri pentru modificarea OG 63 din 2010 și astfel s-ar rezolva toate problemele. De acord. Așa. Corect. Domnule consilier, nu mai credeți tot ce vă spun acești mincinoși. Nu știu care consilier, nu știu care mincinoși, trebuia să ne lămuriți. Domnul Ciobanu minte cu nerușinare. S-au făcut multe angajări în 2012-2013. Felicitări, doamna moderator. Eu vă susțin și vă sunt alături 100% în privința domnului primar. Nu este corect ceea ce face. Semnat un nou cetățean al orașului Giurgiu. Nu mi-e frică. Adică, da, vă mulțumesc că îmi sunteți alături. Nu sunteți singura persoană. Domnul Velicu, vă rog frumos, dacă aveți bunăvoința și posibilitatea, să verificați angajările făcute în perioada 2012-2013, că s-au făcut angajări în masă. E scris cu litere majuscule. Bun, o să fac o solicitare la poliția locală, giurgiuvenii care v-au ales. Școlarizarea s-a făcut după relația angajaților cu directorul Ciobanu, colonel în rezervă de unde până unde, doar prin facultatea Gheorghe Udeș. Nu comentez, nu știu, nu mă interesează. Diferența dintre 121 la 99 i-a mutat la firma de pază publică. Personalul la care face referire domnul Velicu s-a dus la societatea de pază a primăriei. Cum pot spune polițist unei persoane luate de pe stradă fără pregătire de specialitate și cu studii medii? Este absurd, este suficient a fi numit gardian. Vreau să dau un răspuns la chestia asta. Știți cum stă treaba cu poliția locală? Dacă primarul zice poc, Ciobanu execută. E frică și de umbra lui. Hai să fim serioși. Acum a găsit momentul. N-aș vrea să trecem cu ușurință peste nu trecem, problema asta. Dar scurt este, că trebuie să ieșim. Este o mare problemă faptul că gardienii au devenit polițiști comunitari și poliție locală. În percepția unora și întreținută artificial, apare că ar fi și aceiași oameni. Dumneavoastră știți că au fost mai multe reorganizări. Odată, prin aplicarea OG 63, formă cu poliția locală și acum, prin efectul legii, oamenii, toți de la ordine publică și rutier, au făcut aceeași școală care au făcut cei din Poliția Națională. M-a întrebat Moise Guran în emisiune. Dar se compară 3 luni cu cei 2 ani ai făcuți de Poliția Națională? Realitatea e următoarea. Aproape jumătate din polițiștii care sunt la ordine publică în Poliția Națională au fost luați de pe stradă și au urmat exact aceleași cursuri. Exact același cursuri. Asta e realitatea. Asta nu înseamnă că oamenii aceștia sunt luați de pe stradă și iată, sunt polițiști locali. Deci au făcut, dincolo de faptul că nu mai sunt din foștii gardieni și mulți, foarte mulți au și facultate. Da? Asta e realitatea. Eu aș vrea să completez un pic ceea ce spune domnul Lincu și aș vrea să revenim la discuția cu propunerea de unei organigrame sau a unui, cum să zic, a unei proceduri de lucru pentru rezolvarea acestei situații. Și aș vrea să atrag atenția și asupra unui fapt. Cei de la poliția locală trebuie să înțeleagă un lucru. Și aici e o chestiune, o constatare personală. Sunt acolo niște structuri care trebuie să se ocupe de ordinea publică, trebuie să se ocupe de verificat construcții fără autorizații, etc. Sunt mai multe aspecte de care se ocupă poliția și le are în subordinea poliției locale. Trebuie să facem de așa natură încât să devenim cât se poate de eficienți, iar eu pot să le garantez că ceea ce privește persoana mea și colegii consilieri cu care eu mai am discuții și mai putem să ne consultăm în anumite aspecte de genul ăsta, vom face de așa natură și împreună cu dumneavoastră, cum a spus, să găsim o soluție pentru rezolvarea și deblocarea acestei situații care a devenit deja supărătoare și deja de amploare mult prea mare. Da, dar spus la iveală niște aspecte pe care poate este nu le știați. Este adevărat. Adică este niște adevărat. Minciuni, o problemă de legalitate din trecut, niște fonduri care este suspiciune că ar trebui să răspundă că ar fi nelegale sau... Deci au ieșit la iveală mai multe aspecte. Este adevărat. Și am cunoscut și fața
nu știu, adevărată a primarului, care poate fi fie mincinos, fie neștiutor cu privire la legislație, cum de altfel aș recunoscut. Dacă nu știe, înseamnă că e de bună credință, dar nu a fost sfătuit cum trebuie sau nu are cunoștințele juridice, dar dacă e de bună credință, atunci ar accepta propunerea pe care am făcut-o și dumneavoastră a susținut-o, să ne vedem și să găsim soluțiile legale. Deci ceva tot am văzut în această perioadă. Corect, cu siguranță. Da. Domnilor, cineva întreabă de ce nu s-a cerut punctul de vedere al prefecturii atunci când s-a dorit mărirea organigramei. Și dacă domnul primar nu știa de această hotărâre, de ce directorul poliției locale nu l-a informat pe primar, pentru că dânsul știa de această hotărâre? Domnului primar ar trebui să-i fie un pic rușine. Locuitorii din intrarea Videle au fost mințiți că nu au vândut strada unui amic, dar l-au vândut și în loc să se facă un magazin, dacă știți ceva, s-a făcut o budă. Vă rugăm să se ia măsuri. Nu știu pe cine rugați, noi nu putem să luăm măsuri, doar să investigăm și să vedem despre ce e vorba. Măsurile le ia altcineva. Felicitări doamnei moderator, știe să-și facă meseria. Mulțumesc. Adjunctul Penciu Mihăiță nu va fi dat afară. Păi nu trebuie să fie dat nimeni afară dacă sunt soluții. Adică eu, așa cum a spus și domnul lider de sindicat, marșez pe social, da? Pentru că până la urmă așa ne facem înțeleși și dacă discutăm în termenul legii, riscăm să plictisim și mulți nu înțeleg. Domnii consilieri, promiteți că veți privi cu mai multă seriozitate această problemă? Pentru că liderul național Prolex a fost dat afară din sala de consiliu. Doamna, chestiunea e foarte simplă. În încheiere, ca așa. Subiect. Da. Se respectă legea. Știu ce a spus deci, de la începutul. Aici, din punctul ăsta de vedere, va trebui găsit o soluție de mijloc. Da. Pentru că în situația și în ipoteza în care să ajunge ca cei 29 de persoane să fie considerat că sunt ilegali, să fie dați afară. Sigur că e tot cortegiul de fenomene care vin cu plată de salarii, impozite, taxe și alte ce s-a plătit de la aceștia. Problema e că oamenii ăștia n-au nicio vină. Păi n-au nicio vină. N-au nicio vină că cineva a fost căscat. Nu se poate termina povestea asta în detrimentul oamenilor. Da. Nimeni să nu plătească. Deci, din punctul ăsta de vedere, mergând pe varianta negativă și așa, pesimistă, sigur, în acele condiții trebuie găsit o soluție ca aceste 29 de persoane care nu-și găsesc alt loc de muncă, să li se asigure un loc de muncă corespunzător și să aibă veniturile corespunzătoare pentru că ei să fie mulțumiți. Pentru că ei n-au nicio vină. Dacă ei erau angajați prin intervenții, prin... Domnule Spoială, sper să vă audă și domnul primar. Domnul primar, auziți ce spune consilierul local Gheorghe Spoială? N-au nicio vină, domne. Nu-i mai târâți în politica aia dumneavoastră. Nu mai inventați. Nu mai inventați, că nu e niciun joc politic al nimănui. Da. Stați, mergeți și nu mai țipați la oamenii ăia și stați de vorbă cu ei și ascultați-i și întrebați-i câți copii au acasă. Încercați să fiți mai uman. Da, eu cred că nu trebuie să lăsăm de înțeles că poate fi și ipoteza ca cineva să dea niște bani înapoi, pentru că oamenii și-au făcut treaba. Păi nu oamenii, au muncit, cine i-a angajat, domnul președinte. Dar și pe hotărârea este considerată legală. Nu este constat ca fiind nelegală. Da? Deci, domnul președinte, în condițiile în care se constată că angajarea s-a făcut ilegal, că cele 29 de posturi, sau nu 29, ci au fost mai mulți în alți ani, au fost 30, 40 de persoane. Deci ca evoluție de la pe ultimii asta 3 ani. Asta numai în instanță se poate demonstra. Păi nu, asta vine ăsta vine ăla de la Curtea de Coturi. Nu, vă contrazic. Și stabilește. Nu. Ba da. Ascultați-mă că eu am demonstrat asta și în instanță, inclusiv la poliția locală Giurgiu. Cei de la Curtea de Conturi, e adevărat că asta fac ei ca practică. Vin, constată, impută și aia. Total greșit. Și repet, am demonstrat, inclusiv la Giurgiu, chiar la poliția locală. Ei pot să aibă opinii. Da, sigur. Numai că, și aici
sunt convins că înveți da dreptate, vorbim de un act administrativ, cu caracter normativ, care, dacă a intrat în circuitul civil, nu mai poate fi revocat, nici măcar de către emitent, decât dacă este constatat ca fiind ilegal de către instanță. Curtea de conturi nu este instanță. Curtea de conturi nu poate să înlocuiască decizia instanței. Curtea de conturi poate să solicite sau să se adreseze direct. Să solicite emiterea unei decizii pentru recuperarea sumelor. De ce? De ce? Pentru că hotărârea este considerată legală până când instanța o declară ca fiind nelegală. Instanța e singura care poate declara nelegalitatea. Corect. Eu nu mă refer după practica făcută de curtea de conturi și repet, chiar la juri s-a întâmplat asta, au constatat ce a spus dumneavoastră, noi am mers în instanță și au pierdut cei de la curtea de conturi și a rămas tocmai spunând exact ce am spus eu. Da, faptul că numai instanța declară deci, nelegalitatea. În procedura care este, curtea de conturi constată eventualul debit, persoanele n-au nicio vină în treaba asta că și-au luat salarii și au fost instruiți, suma e dispusă prin instanță să recupereze la persoanele vinovate și sigur e consecința care își urmează cursul. Bun, hai să stabilim și puțin cine ar fi posibile vinovate. Cine? Consilierii? Nu. Nu, nici prefectul? Un caz consilierii. Cine? Cine? Pentru că chiar hotărârea... DNA-ul. DNA-ul. Nu, nu, nu. Spuneți. Din punctul meu de vedere, în așa cum am spus și mai devreme, vom face de așa natură încât să încercăm remedierea și deblocarea acestei situații. Cu ajutorul sindicatului, cu ajutorul bunăvoinței consilierilor, cu ajutorul, să sperăm, bunăvoinței primarului, care într-un final trebuie să înțeleagă că nu procedează corect. Și mai ales că el este executiv. Nu v-a spus nimeni cum să votați, ci să analizați și să votați corect. Nu, eu vreau să spun că trebuie să lăsăm răutatea și răzbunările deoparte și să încercăm să ne aplecăm asupra situației ca niște oameni responsabili exact. Și să încercăm și să nu uitați că și ei sunt oameni. Să încercăm odată pentru totdeauna să terminăm cu bulciul din Consiliul Local și din politica. Eu cred trebuie să ieșim. Că nu suntem în faza de a ajunge la vot în momentul ăsta. Cred că ar trebui să fim în faza de a analiza corect. Oportunitatea temenice, legalitatea și dacă, exact cum a zis și domnul consilier, din punct de vedere al legislației, în urma analizei, da. Se decide, domnule, hai să stabilim numărul de posturi ăla, atunci decidem formula cea mai potrivită. Abia după ce am parcurs aceste etape, atunci supunem la vot. Da. Asta înseamnă bună credință și trebuie legalitate. Trebuie să ieșim, nu mai avem timp, intră știrile. Vă mulțumesc pentru prezența în platou. Și noi vă mulțumim. Vă mai aștept și cu altă ocazie, sper cu vești bune pentru oameni. Am înțeles, sunteți, aveți partipric cu cineva? Nu. Dar eu... Aveți vreo culoare politică? Eu cred... Da sau nu? Ascultați-mă, eu sunt convins. Și aș vrea să... Doamne, nici primarul nu crede ce spune. Eu sunt convins că vom trece peste problema asta și că primarul, dacă nu judecă cu patimă și cu rea credință, își va da seama că suntem de aceeași parte a baricadei și că ne vom înțelege și pe problema asta. Așa să fie, să fie bine pentru oameni, să nu vedem. Am văzut copilași în căruciori la meeting, mame, soții, da, rude, apropiați, chiar triști. Și ați văzut imaginile de la în încheiere. Ați văzut imaginile de la marș. Domnul primar se amuza în conferința de presă și a spus că erau cu frunțile plecate, așa, le era cam frică, nu știu, rușine, nu știu ce a zis pe acolo. Nu, domnule primar, erau cu fruntea sus toți. Și v-ar fi privit în ochi fost fără nicio problemă. Sus, și când nu știu dacă dumneavoastră a trecut printre privit. Oameni, s-a dus în sală și oamenii nu l-au urmat. Decât în prezența mea, pentru că oamenii au încredere în suportul pe care îl asigurăm noi. Da, sunt solidar. Să știți că giurgiuvenii asta în general... Asta trebuie apreciat, să știți, pentru că... A, e un exemplu pentru orice segment social. Sunt oameni social. Curajoși. Mulțumesc pentru prezența în platou, doamnelor și domnilor. Aceasta a fost emisiunea din această seară. Noi ne revedem luni la o nouă ediție Audiența. Până atunci, nu uitați, strângeți rândurile și rămâneți cu TV Giurgiu. Numai bine!